Hei salut, te întrerup două secunde până ajungi la video. Mâine, pe stream twitch.dev slash după ora 19, avem un stream caritabil pentru asociația Sex vs. Bagda pe care uh, urmează să o descoperiți în continuarea acestui video. Dacă doriți să donați către asociația Sex vs. Bagda, o puteți face atât prin link de mai jos din descriere, sau puteți să veniți pe stream ca să vedeți care e treaba și să donați live pe stream și toți banii mei către asociația Sex vs. Bagda și cu atât mai mult vă și zic. Salut, Maricica! Mulțumim pentru X euro donați pentru sexul versus bagza. Acestea fiind zise, dacă doriți să faceți treaba asta, mâine, pe 19 octombrie, vă aștept cu mare drag pe twitch.tv fire de la ora 19 să donați către sexul vs. bagza și să ne râdem și să ne distrăm. Toate cele bune! Bună ziua! Bună ziua! Hai, spuneți, bună ziua, Adriana! <laughs> Oh my, sex o mai fac inga sexul vexus baza, o ador pe Adriana. Cine nu o adoră pe Adriana la finalul zilei? Dacă nu știu ok, nici chiar. <laughs> bună ziua, bună ziua. Mă uitam la 14 ani dragi. Așa zic toți. Efectiv, dar până și eu asta, asta le-am zis întotdeauna Mi s-a părut mereu că Până și eu la 17-18 ani Chiar și mai târziu M-am lovit de video tale alea primele Țin minte când erai tu un suspect scurt Mă <cute> rog cu Adriana că nu mi-a vorbit de sex deloc da. Băi, dar efectiv n-a existat Că asta, asta îmi ziceam mereu Că băi, efectiv n-a existat Sau cel puțin nu m-am lovit eu de, nu știu, ghiduri Sau whatever, bă, oameni mai uh constanți și mai comprehensivi ca tine și m-am uitat acum de curiozitate, am vrut să-mi reînprospetez un pic uh, memoria post-adolescentine și am dat click pe unul dintre primele tale videouri în care vorbeai despre conceptul de virginitate uh -huh. și mi se pără, adică mi s-a părut acum șocant că tu acum 9 ani uh -huh. ceva la modul ziceai discursul pe care știi îl are acum toată lumea în legătură cu, uh, știi, conceptul de virginitate și că nu e penis în vagin uh, și dacă nu e aia, nu e și așa mai departe. Da, a, da, da. Da, și mi s-a părut fascinant cumva că tu aveai exact acest discurs pe care, în care vorbim noi acum și mi se pare a, noi ne-am schimbat, noi suntem... Păi cum am avut nevoie de el, adică aveam nevoie să-mi clarific și eu lucrurile alea când am început sexul versus barza, eram destul de mic, aveam 23 de ani, cred. Cumva era important să îmi fie Clare toate lucrurile care nu fuseseră clare în adolescență. Sunt foarte serioasă. <laughs> Și atunci aveam nevoie de cea mai mare claritate posibilă și am citit cât mai mult posibil și am încercat să formulez ce am învățat eu și pentru restul. Cred că așa funcționează de fiecare dată. Inclusiv în videoclipurile mai noi, unde, nu știu, mă gândesc la ce înseamnă să fii hipster sau ceva la alte chestii. La da, specific. da. Uh, mereu mă duc cu gândul foarte departe și cam asta e așa un pic cum funcționează lucrurile pentru mine. Mie mi s-a părut foarte fără așa asta din ultima vreme, tocmai din perspectiva asta de, nu știu cum să dacă nu filozofeală, că te duci pe un mm. subiect și că -l, zi, îl explorezi în, în mai îndept decât, nu știu, ai vedea de obicei și bănesc că marea majoritate dintre dumneavoastră știți de canalul Sexul vs. Barza, dar dacă nu știți căutați pe YouTube Sexul vs. Barza și găsiți acolo literalmente toată educația sexuală <laughs> posibilă. A zis, am mai, mai, fost pe aici oameni da, care ziceau o că... Povestică. Da, uite, literally ștergeam din istorie videoclipuri de la <laughs> sexul vs. barza doar din cauza numelui and that says a lot, da. Și e o întrebare foarte bună, how did she knew pe vremea aia? De unde ți-ai luat informații? Adică a fost o curiosare de asta în care te-ai apucat, te fi la bibliotecă sau cum a funcționat? Eu am studiat sănătate publică, nu, dar înainte de asta am studiat să devin profesoară. Voiam să devin profesoară de limba și literatură străină, franceză și germană. Și n-a funcționat chiar așa, am mers, am plecat în Germania după ce am terminat facultatea în Franța, la Lyon. Am mers în Germania pentru că încă nu știam germană ca lumea și voiam să învăț. Și m-am dus cu un o program care nu mai există acum, cum e acum Erasmusul. Da, da, aia înainte era Comenius și am mers și am lucrat timp de un an uh, într-o școală în Germania și acolo basically am dat peste educația sexuală de care mi-am dat seama că noi nu am avut-o și uh, m-am hotărât ca toate lucrurile pe care le-am magazinat eu, așa din punct de vedere al pedagogiei, făceam și puțin teatru, etc., să-l pun această nouă lume. <laughs> care era YouTube-ul uh, și existau deja câteva youtuberițe feministe uh, în YouTube-ul american și aveam, să zicem, un model să încep, dar... Uh... Da, deci cumva modelul de cunoștințe, bagajul de cunoștințe a fost ceva în sensul formării mele, mm -hmm. plus faptul că dădusem peste organizații feministe în Franța, în Germania, citisem deja foarte mult. Aveam și vreo... era ușor să ții informația din... Aveam deja vreo 5 ani de feminism, să zicem, până la momentul sexul versus barza. Și cumva... Într-o vreme în care... Într-o vreme în care în România discursul era mai puțin puternic, se întâmplau lucruri în paralel și în România. În România există mastere pe studii de gen, etc., eu n-am fost la ele, m-am format un pic altfel, dar fetele din alte organizații pe care le știm și acum, acum e și Centru Filia, cum sunt și alte organizații, cumva s-au format o parte din ele pe firia asta mai locală, alte dintre noi, în funcție de cum ne-a dus acum 10 ani cariera universitară, să ne-am format un pic diferit. Cam așa simt eu, bine, nu trebuie să fi mers la universitate ca să fii uh, feministă. Yeah. La <laughs> fel cum e și chestia asta, cum... parlamentarii ar trebui să aibă facultate, nu, n-ar trebui să aibă facultate parlamentară, ar trebui să reprezinte real poporul și nu toată lumea merge la facultate, cumva ar trebui să Total de acord. Da. Sunt foarte mulți oameni aici care îți mulțumesc și îți, își aduc aminte de, de, momentele în care s-au uitat la, uita la tale. Eu căutam pe YouTube doar versus barza pentru că mi-era rușine să scriu și sex. A zis cineva că Adriana ne-a ajutat foarte mult, cel puțin în cazul meu, părinții nu au vorbit niciodată nimic cu mine legat de sex, menstruație, sarcină, nimic. Mai era cineva care zicea că i-a ajutat să fie ok cu faptul că sunt gay. Mulțumim, Adriana pentru toată educația pe care ne a oferit-o. Proful meu de biologie ne-a prezentat clipurile tale când eram eu în clasa 6. Până atunci educația sexuală pentru mine era inexistentă. Am nevoie... Hai, acum să facem... că de când nu că mă regăsești și în ele? Am devorat toate sau aproape toate clipurile de pe contul Adrianei de YouTube, am învățat mai multe de la ea decât am învățat de la școală de la părinți. Cu părinții vorbeam prea puțin despre subiectele de genul, toată stima și respectul pentru ea. Cred că cu toți am avut one or another, pe măsură ce te apropii de generația mea și a Adrianei, cu atât că, că se reduce educația sexuală pe care am primit-o de la părinții noștri, v-am mai povestit 15.000 că tai m-a întrebat la 18 ani dacă știu ce e prezervativ și tot pe la vârsta aia, dacă știu ce e aia, menstruație, deci da, ne bucurăm și mulțumim aici de față că, că a făcut tot acest Efort cu mult înainte de vremea sa. Da, eu am cuvinte bune și pentru tine, Silvia. important să spun thank you for holding down the fort. Adică eu țin la munca ta, e foarte important pentru mine și nu ni noi iau de -a gata. E și important pentru mine că ne întâlnim într-un sens uh, sincer și cred că cu cât sunt mai multe voci, cu atât e mai important și nu, nu înseamnă puțin, de fapt. Și eu iau lucrurile astea în serios. Gata, vreau să spun. Mă bucur, mulțumesc! Ce mă bucur că ne vedem? Era și timpul. Spune despre campania pe care o desfășurați zilele astea. Da, noi am, am făcut educație sexuală online 10 ani pentru că nu s-a putut altfel, în sensul în care. Nici nu existau resursele, nici nu aveai voie în școli, nici nu te primea nimeni în școli uh, și a fost... Uh, și nici nu exista competența pe care o puteai să-ți o formezi în România. După ce am studiat să devin profesoară, mi-am dat seama că direcția cumva în care merg lucrurile astea cu educația sexuală este mai degrabă o chestie de promovarea sănătății, sănătate publică și la momentul în care am vrut să fac un master în sănătate publică, nu se putea face în România. Nu exista master de sănătate publică în România. Și atunci... Uh, am mers să fac un master de sănătate publică la Berlin și de-abia în anul următor sau după 2 ani a apărut un master de sănătate publică la facultatea de la Cluj, de altfel școala de la Cluj în sănătate publică este foarte bună și eu o recomand, e o comunitate mișto, am predat și eu acolo un curs de sănătate Poți publică. Poți să ne zici și că sunt și eu curios ce, la ce se referă sănătatea publică pe mm. lângă partea de educație sexuală? Se referă pe de o parte la cercetare cercetare calitativă și cantitativă în sănătate publică, se referă la epidemiologie, care este studiul bolilor și dezvoltărilor lor, se referă la economia sănătății. Eu, de exemplu, am făcut o analiză de costuri pe costuri medicale în lipsa educației sexuale, în lucrarea mea mm -hmm. de master. Se referă la promovarea sănătății, se referă la standarde de igienă în spitale, se referă la structura sistemului de sănătate, se referă la finanțarea sistemului de sănătate în structura, să zicem, prin casa de asigurări de sănătate, cum se decontează lucrurile. Um, e destul de larg, și toți colegii mei care au studiat cu mine sănătate publică veneau din tot soi de direcții. Eu eram sigura care studiase literatura și zicea că e feministă și că nu știu că Rapează, nu știu, am avut o perioadă în care... <gângări> adică cum am adus cu o biografie care era un pic aparte față de ceilalți. Mulți dintre colegii mei erau doctori, nemți sau asistente care se săturaseră să vadă cumva aceiași oameni care veneau în sistem. Basically, cumva când ești medic, tu știi să-i tai pe oameni, să-i coși, dar vei ajunge la un moment dat, dacă te interesează și te doare cap un pic de chestia asta, vei ajunge la concluzia că că, că tai și coși mereu aceiași oameni, care au același tip de vulnerabilități, vin cam din aceeași straturi de societate. Și că ai nevoie de prevenție. Și că ai nevoie de prevenție și că ți, și ți se ia și îți doresc să lucrezi sistemic. Și mintea mea mereu a fost sistemică și în sensul ăsta cumva m-am liniștit foarte mult și din perspectiva că, da, mereu am avut așa și o idee, poate ar fi bine să fiu medic, dar atunci când am văzut că medicii erau frustrați după 10 ani de studiu plus încă 10 ani de practică, că nu se schimbă nimic în sistem și voiau să intervină Sistemic m-am liniștit foarte tare și m-am bucurat să fac sănătate publică. Și sigur că acum zona de sănătate publică în care noi activăm este zona asta de pe de o parte promovarea sănătății educație sexuală, dar pe de altă parte influențarea de politici publice în zona de sănătate reproductivă și drepturile femeilor mai larg. Deci. Cred că înainte să ne zici de campanie în sine, că o întrebare la care știu că mulți oameni de aici din chat știu răspunsul la ea, dar zodie, vine la cum Uh, gemeni sunt, sunt foarte mândră că sunt gemeni Cred că o întrebare la care, care <gânt> o să apară pentru prima oară pe, la unii oameni de pe, de pe YouTube este De ce avem, domne nevoie de educație sexuală? Mm. De ce, pentru că, nu e așa, pentru mulți oameni, sănătatea sexuală înseamnă ce? Să te înveți, te învață cum să faci sex sau ce alte filme mai au Ce, din, și din perspectiva ta de om cu studii în zona asta, de ce este nevoie de sănătate sexuală și ce se întâmplă fără sănătatea sexuală? Pentru că asta mi se... fără fă, fă, educație sexuală, pardon Det da... Åh, oh, åh, oh, har du sagt. Not to shit again. <laughs> Bare god dag, du. Da. Eu știu că sunt 15.000 de... Nu, nu, nu. E foarte bună întrebarea și important, și important să, să, să tot răspundem la ea. Uh, cumva sunt două niveluri la care poți să răspunzi la întrebare. Un nivel e unul din ăsta, așa, să zicem în cercetare, de exemplu, cum urmărești că educația sexuală e eficientă, să zicem. Dacă eu am venit la tine și am făcut cu tine, ești un băiețel de 12 ani și am făcut cu tine educație sexuală, cum poți să măsori că chiar a fost eficientă educația sexuală și ce înseamnă chestia asta? Na, poți să uh, dau un test săptămâna viitoare și să văd dacă știi răspunsurile la niște întrebări, dar pot și peste 3 ani să îți măsor niște comportamente sau, sau pot la un an jumate să vin și să văd dacă s-a schimbat ceva în atitudinea ta. Adică sunt diferite niveluri și nivelul numărul 3 în care ți-am făcut educație sexuală la 12 ani și după aceea cu și cohorta ta și a tuturor persoanelor cu care au făcut educație sexuală la 12 ani vin și o măsor la 18 ani e uh, varianta în care ne uităm la niște rezultate hard, care înseamnă voi ăștia de v-am la 12 ani și vă urmărim până la 18 ani, ați făcut mai puțin copii ca minori decât ăia care, cu mm. care n-am făcut? Ați, aveți mai puține transmite de infecții sexuale, aveți mai puține cazuri de HIV, etc. Astea sunt feluri hard în care putem să urmărim efectele pozitive ale educației sexuale. Și după aceea mai era o chestie care, bineînțeles, are legătură cu sufletul nostru. Adică eu cred că dacă lumea cumva simte sau a simțit ce a însemnat sexul versus barza pentru ei, este pentru că sexualitatea face parte din noi și e așa ceva pentru mine intim, adânc și important uh, și ne atinge pe fiecare, încât uh, cumva să nu vorbești deloc despre asta creează în uh, mod verificabil foarte multă suferință în fiecare dintre noi uh, și uh, în același timp uh, este foarte benefic să putem vorbi despre asta, să există un anumit tip de deschidere. Azi dimineața mi-am petrecut dimineața uh, recitind uh, Precious de Sapphire, care este o carte despre o tânără afra americană care a fost abuzată de părinții ei și um, am sau varianta românească este Lizoanca, da? Lizoanca de Doina Ruști, care este cu o fetiță de 12 ani care a dat sifilis la tot satul, care e bazat pe un fapt real de <laughs> acum vreo 20 de ani, etc. Și cumva lucrurile astea încă se întâmplă. Noi am fost copii ăștia, copii ăștia încă există și suferința asta încă există. Nu trebuie neapărat să fi fost abuzat, deși cine dintre noi n-a fost într-un fel abuzat. Cumva cred că pur și simplu e acolo și eu și colega mea, Andreea, am fost de curând la Buzău, am lucrat la Centrul de Urgență pentru Protecția Copiilor. Există la nivelul fiecărui județ, când auzim de copii ăștia care sunt fetiță abuzată, fetiță fugită de acasă, băiețel găsit violat, nu știu ce, toți copiii ăștia sunt găsiți de poliție, dacă sunt găsiți, sunt găsiți de poliție și de protecția copilului și sunt aduși la nivel județean, într-un așa-numit centru de urgență, de sub protecția copilului, unde stau două până la trei luni și se încearcă să fie stabilizați și sunt foarte vulnerabil în situația asta și cumva sunt un pic trași de limbă cine a fost făptașul, ce s-a întâmplat, mm -hmm. ei uneori nu zic foarte multe lucruri și cumva pentru noi e important să ne uităm la nivelul ăsta de suferință, e important să ne uităm să lucrăm cu aceste fetițe și uh, pentru mine foarte greu să mă desprind de asta, deși fac sexul versus barza de 10 ani și întrebarea asta a ta tot vine și gata mă prind. There was the long convoluted answer. Știi, întrebarea e cumva basic, răspunsul nu e simplu, a apreciez că formatul ne permite să, să putem spune lucrurile într-un fel mai complex. 100%. O chestie care pentru mine contează foarte tare din punct de vedere al de, pentru ce înseamnă educația sexuală în România se referă la tot ce înseamnă mame minore și avort. Adică pe lângă chestiile care poate pentru mulți dintre noi au fost și au trecut de tipul n-am știut cum să punem prezervativul, n-am știut dacă sunt șanse sau nu să rămânem însărcinați și așa mai departe. Pe lângă asta mi se pare că pentru mine cel puțin cel mai dureros este Că am citit și am uh, văzut clar studii care din 15 milioane de țări care atestă legătura directă între educația sexuală mamele minore și uh, avortul care este nu așa o tema atât de uh, importantă și de răspândită la fiecare ciclu electoral sau la fiecare autriș de asta conservator care mai apare și mi se pare că acolo este de departe prin de cele mai bune aplicări ale conceptului de educație sexuală, mai ales când vin noi așa conservatori ca Miki să sau whatever care zic, domne avem prea multe avorturi, domne ce ne facem cu avorturi? Și răspunsul întotdeauna este simplu, educația sexuală egal nu mai sunt avorturi, pentru că lumea folosește protecție. Și da, nu știu, adică pentru mine încercam să evidențiez că educația sexuală nu e doar despre lucrurile basic care ni se par nouă astea pe care le înveți. Da, domne, n-ai știut că cel puțin mi se pare că pentru multă lume așa e. Da, domne, n am știut la 16 ani cum se pune prezervativul. Da, ok, bine, am. am, învățat la 25, acum am învățat, știi? Și că nu e doar despre chestiile astea care poate să pară cumva mundane. Mm -hmm. Um, vreau să te înțeleg uh, și mai bine. Cumva, uh, da, tu te, te referi la suferința tinerilor și nu doar chestiunile micuțe, uh, prin, să zicem, mai micuțe pe care le vei învăța uh, trăindu-ți viața ca adult. Asta vrei să spui? Adică... Da, exact. că Fără educație sexuală nu este doar că nu știm cum să folosim prezervativul și o să ne și sau nu știm cum să luăm pastila a doua zi sau mm. nu știm dacă știi toată povestea cu consensul. Nu, dar să nasc. Adică că asta, că din. Lipsa educației sexuale se nasc atâtea tragedii, cum este na, toată problema cu mamele minore, unde suntem uh, campioni în Europa, sau uh, dramele, despre care că ca asta mă enervează, că este acest subiect conservator în toate țările mm -hmm. din lume, nu doar la noi. Drama avortului, Ortului. drama, mm. doamne, okay, femeile okay. nenorocite de avort și la, la, la această problemă, da, de acord, în mod evident că avortul nu este ceva plăcut pentru nimeni, mm. Și că soluția este simplă, și iată. Da, ce am înțeles acum mai bine, cred că ce vrei să spui tu pe partea cu avortul cred, este că. Da, e doar un punct. Da, doar o un nu, 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 o... dar înțeleg. Într-adevăr, dacă conservatorii ar fi de bună credință, am putea să ne întâlnim la mijloc pe tema educației sexuale, dacă ei fiind de bună credință, ar vedea că educația sexuală este o formă de prevenție pentru niște, pentru niște outcomes din ăștia hard, care înseamnă, cum spuneam, mai puține infecții, mai puține sarcini, mai puține avort. Deci da, am putea să venim împreună, din păcate. Noi am tot invitat uh, Biserica Ortodoxă în Română la uh, evenimentele noastre din, și dintr-un uh, dintr-un impuls în care, așa cum eu sunt sinceră acum în fața ta, sunt sinceră și față de orice interlocutor și cumva uh, pentru mine binele oamenilor este pe primul loc. Și atunci uh, uh, invitația este onestă. Dar uh, din partea borne au spus că Asta era acum vreo 5 ani, poate ar trebui să, îi re reinvităm, că s-au mai schimbat pozițiile între timp, dar răspunsul lor a fost nu că voi nu sunteți onești, voi sunteți cu propaganda și eu am spus nu, nu suntem cu propaganda, tu veniți și vedeți cu ce suntem, invitația e onestă, dar ei nu au vrut să vină și pe mine chestia asta mă deranjează, pentru că dacă nu există dialog nu putem să, nu putem cealaltă, să avansăm. Pentru că cealaltă parte nu e onestă niciodată, pentru că n-ai cum să fii onest în momentul în care îți se pun în față ani de research științific care mm. ți arată că asta este uh, calea cea mai simplă și cea mai eficientă, nu-i așa pentru... Da, și când nu există onestitate în sensul ăsta, există mai degrabă ravoință și dacă există ravoință, cumva uh, în partea noastră, cumva te simți un pic lăsat singur sau, sau, sau simți te simți faultat, dar nu că mă simt eu personal faultată, ci uh, simt că este faultat de mersuri din reavoință și, și nu pe valori, de fapt. Și că e o minciună că e pe valori știi, mai degrabă pe interes. <gătă -i> de evident, pentru că fără, și... acest, fără, fără, acest subiect rămân fără un talking point important <gătă -i> în <gătă -i> propaganda conservatoare a whole. Da. Și în același timp pun în pericol o grămadă de tineri care rămân neprotejați uh, și asta este chestia care este cea mai supărătoare și, de fapt, e și efectul imediat e destul de complicat. Uh, din fericire un pic mai mare deschidere cumva la politicieni, uh, avem conversații mai productive în ultimul timp, dar și asta este ceva ce am construit cu greu, ceva unde nu am mereu senzația. Sigur că politicienii sunt diversi, etc., dar unde am nu am mereu senzația că noi avem vreo formă de control, ci mai degrabă sunt niște aspecte din asta de când se aliniază interesele, unde din nou este o, no. o, o un soi de o lipsă de onestitate care pe mine, la nivel personal, e un pic greu de gestionat și nu este ca atunci când stai în fața camerei și vorbești cu niște oameni și le spui din suflet ceva, chiar dacă o faci profesionist, se numește educație sexuală, etc. Și alta este când încerci să influențezi politici publice cu actori într-un joc mult, mult, mult mai mai complicat. Și cumva de asta campania, adică cumva în, în contextul ăsta în care statul nu investește în educație sexuală, de fapt nu se întâmplă chestia asta. Noi dacă vrem să avem vreo șansă să ducem educația sexuală din spațiu digital, unde costurile sunt mult mai mici, în spațiu școală, unde costurile sunt dintr-o dată mult mai mari și de fapt ar trebui să le plătească statul, dacă vrem să treinuim profesori, dacă vrem să dezvoltăm o programă, dacă vrem să coordonăm profesori școli să lucreze cu programa dezvoltată de noi, toate asta înseamnă resurse pentru noi, ca noi să putem munci, eu și colegele mele și să putem ajunge la profesorii interesați și oricum noi nu putem să facem chestia asta înainte, Silviu, pentru că până acum un an nu aveam legea, adică nu exista o claritate dar abia acum un an, știi că acum vreo patru ani era asta cu face educație sexuală fără acordul părinților în școli închisoare de la două luni de la trei luni la doi ani ba da, ba da, un domn îi spunea Ninel pe ea. da dar știu până Inel pe ea, da. da, domnul Ninel Pea la un moment dat cred că atunci a fost dat afară din PSD. Da, atunci a fost dat afară. Curând a ieșit din PSD sau s-a retras el, dar înainte a venit cu această propunere. Deci, cearta era super wow. mare la nivelul Parlamentului și pozițiile erau foarte, foarte, foarte știi, încordate mm -hmm. și a durat, a stat legea pe rol mult timp, vreo 2 ani, până când s-a ajuns la un consens în Parlament și consens la consens a ajuns acum un an și câteva luni. Legea spune acum, da, educație sexuală, dar numai din clasa 8 -a și numai cu acordul părinților, which is some bullshit. Yeah. Așa, dar în același timp, nouă ne dă claritatea să zicem, voi măcar am o bază legislativă prin care putem să facem ceva, da. Să facem ceva, exact. Și cum arată ora de educație sexuală mm. cu acordul părinților? Adică cât de plină e clasa? Păi, e, e chestia care nu, nu m-am întrebat niciodată. Da, noi refuzăm foarte multe cereri de a merge în școli pentru că pur și simplu nu avem capacitatea. Asta este adevărul. Nu putem să facem munca din online uh, și inclusiv muncă de consiliere, etc. Uh, și în același timp să mergem și în școli. Înainte să existe aceste certuri și să existe uh, toată dinamica asta, clar, casele erau pline pentru că nu era nevoie de acordul părinților. Acum, în continuare, primim cereri și primim cam una-două cereri pe lună, fie de la profesori, fie de la părinți, fie de la o asociație de elevi și noi cam asta facem de un an, facem cumva designul să vedem cam cum ar arăta drumul ca noi să putem să facem educație sexuală și ne-am dat seama, de fapt, ce știam de la început și anume că știam și acum 10 ani că eu nu mă pot multiplica în 15 milioane de oameni să merg în 15 milioane de clase ca să ajungem în burn, oricum ajungi în burnout și făcând muncă online. E, e foarte multă da. muncă și asta știi și tu pentru că muncești mult și e, e efort, etc. Um, să unești pe cineva pentru o cauză sau pe niște informații. Uh, în continuare nu ne putem multiplica. Ce ne dorim noi să facem este uh, cumva knowledge-ul pe care îl avem să l dăm mai departe trainuind profesori și acești profesori alături de directorul școlii să își asume un parteneriat cu noi prin care primesc trainingul și primesc și materialele care să lucreze gratuit la clasă pe 5 teme un soi de educație sexuală, școala altfel educație sexuală, dacă vreți, o săptămână, 5, 5 zile, 5 teme, și ne-am gândit la temele cele mai basic, unde să fie toată lumea de acord, cât mai mulți părinți să-și dea acordul. Asta înseamnă anatomie, contracepție, infecții cu transmitere sexuală, egalitate între fete și băieți și violența în cuplurile de tineri, care e destul de frecventă. Deci, ceva care în același timp e basic și în același timp e complicat, dar unde noi avem un soi de claritate că există interes. Oh, și există deschidere și noi vrem să lucrăm cu profesorii care au deschidere și cu părinții care au deschidere și cu elevii, bineînțeles, care își doresc să vină acolo. Oricum, mă întreb cum arată educația sexuală. Primul lucru pe care spui la educație sexuală la clasă este că nimeni nu o să facă educație sexuală dacă nu vrea să facă educație sexuală. Și le spun copiilor că nu contează că a spus profesorul sau diriginta sau mama să vină aici dacă ei nu vor să stea, nu trebuie să stea, sau dacă vor să facă o pauză și să iasă la un moment dat, pentru că eu te un pic prea hot pentru ei sau așa, până la o se pot întoarce. Um, și asta e cumva una din lecțiile numărul 1 de la educație sexuală. Um, și, um, și avantajul de până acum al muncii în online. Se uite cine vrea să se uite. <laughs> Uh... care cred că urmează deja un uh, raport uh, foarte uh, diferit față de cum e cu un profesor obișnuit în care, nu e așa, mm. învăț materia, îți dau test, nu e testul și așa mai departe. Da, e un raport un diferit. Lucru de care e nevoie, nu, în, uh, în conversațiile în pentru majoritatea adolescenților pe care urmează să le... Să le aveți cu ei. Da, e important. De exemplu, acum acum vreo 2 trei săptămâni, când am fost la, la Buzău și am lucrat cu niște fete, au ieșit o parte dintre ele și aveau motive serioase să iasă, și din asta am învățat și noi despre cum putem să discutăm cu tineri care sunt în niște situații de criză. Cele care au ieșit, am mers cu ele în camera de consiliere de la centru și am avut o discuție în privat cu ele și au spus: Eu nu pot să particip la întâlnire, sunteți foarte drăguță, dar eu am trecut prin ceva greu și acum pentru mine discuția vine într-un moment nepotrivit. Și nu trebuie să fie ajuns în centrul de urgență ca această discuție să fie nepotrivită pentru tine. Poți să ai ca elev N motive să o simți ca nepotrivită pentru tine în, mo în momentul ăla și asta este cumva cam prima lecție din educație sexuală, că faci numai ce vrei tu să faci, basically. Te-am făcut și pe tine serios? Oh my da, God! Nu, 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 mă, mă gândeam -mă. la... Mă, nu, mă, mă gândeam sincer cât de, cât de să calci așa pe showboys, trebuie să fie o discuție de genul ăsta cu niște copii până la urmă, mm. într-o țară în care nu a niciodată genul ăsta de discuție cu ei până la vârsta respectivă și dacă a existat a fost pe bază de rușine și pe să nu cumva să, să faci așa ceva. Mă gândeam cât de complicat este și să găsești exact ce zice, e cadru potrivit încât mm. să poți să, nici să nu traumatizezi pe cineva care poate păți ceva, nici să, nici să nu ia în de că, aha, ba, pui prezervativul la banană. <laughs> da. Să știi că, de fapt... Uh, eu uh, țin minte că am făcut asta și de asta zic. Ai că, făcut, că ai făcut, ai luat e, în e, de Păi eu eram în normal că am luat în de dar nu, a fost odată asta, Cred că e odată alea sponsorizate de, mm -mm. Sau de ce, de ce erau sponsorizate da, da, a, -a... a fost o oră ceva la modul liceu iar de mai foarte privat acum, dar care era pentru tine mecanismul, resortul din spate să iei la mișto în momentul ăla ca adolescent? că eram uh, copil neglijat acasă care își găsea mm -hmm. pe zi care își lua validarea din uh, clovnul clasii mm -hmm, asta mm -hmm. sunt și acum asta <laughs> <laughs> fac <laughs> <laughs> <Dar, laughs> și acum în, când am discutit cu oameni. Dar. Da, adică nu. Era o informație de care aveai nevoie. Gen, da, uite, mm. de acolo am, am, aflat faptul că ca orice adolescent nu mai jucați cu prezervative până atunci, deși nu mm. făcusem sex. Da. Dar habar n-aveam ideea că, uite, trebuie să apuci vârful prezervativului când ți-l pui, ca altfel, da. Adică ceva am ținut minte de acolo, dar da, no, fiind clasicul stereotip de haha, ha băieții la liceu care trebuie să facă, mm. să dea în stampă. Nu, știi, ai, uh, uh, spus ceva personal și nu, nu, I won't dwell on it. Da, vreau să spun mulțumesc că e valoros, e foarte valoros că spui lucrul ăsta, pentru că sigur că fiecare dintre noi venim la aceste conversații care sunt delicate cu un anumit bagaj uh, și uh, o să avem reacții diferite și absolut în regulă asta le spunem, de exemplu, copiilor. Copiii râd sau adolescenții vor râde. Fiecare dintre noi vine cu mica suferință, etc. și va avea reacțiile pe care le le poți avea, sunt și ele într-un într spectru. Când Când vii cu... Și un mecanism de apărare, mă Și un pic către. de mecanism de apărare, da, sigur, uite, de exemplu, uh, chiar la chiar acum două săptămâni am episodul ăsta în minte la Buzău, la centru de, Pro, de urgență pentru protecția copiilor. Am în minte două fete care erau foarte mișto, dar care la început până să reușească să se așeze în, și să aibă încrederea că discutăm serios, râdeau foarte mult, se chicoteau, etc. Și era un mecanism de apărare pentru el. Pentru că în discuție am aflat cumva că ele erau cele mai vulnerabile într-un anumit sens. Uh, și cumva, știi, râzi și când ți teamă să nu fi arătat cu degetul, ți e teamă că vei fi arătat cu degetul. Nu știu, la băieți, poate ai o presiune mai mare, mare că încă n-ai făcut sex mm, sau se no. teamă că vei fi arătat cu degetul uh, în diferite aspecte ale sexualității tale basically. Nu știu, că nu faci sex, că faci prea puțin sex, că sexualitatea ta nu e cea aproape de normă, etc. Te hlizești din 15 milioane de motive. Noi știm asta și cumva ăsta este schilul să vi să le spui tinerilor. E ok că vă hliziți. Uite, noi ne hlizim din motivele XYZ, și cumva deja e lua pe toți, e toți se simt auziți în această hlizeală și înțeleg că tu înțelegi că se întâmplă ceva acolo și văzându-te că înțelegi deja capătă încredere în tine și asta este o bază pe care puteți să discutați un pic mai serios, fără să devină super serios, ci pur și simplu, da, ne luăm în serios pentru că e o discuție importantă, dar sigur că și sexul e fan și bla bla bla, toate astea sunt toppings, on toppings, dar e important cumva să creezi baza asta care e un pic mai, e și neutră, e și caldă, care e de fapt încrederea cum ar veni. Ai vorbit ca un pedagog cred că cu toții am visat să avem profesori ca tine care să... Cred că vorbească atât de frumos despre interacțiunea cu elevii, pentru că până la urmă despre asta, cred că e în orice materie cred că cu toți am avut mm. materii de astea în care îți prindeai drag de materie pentru profesor și pentru că profesorul era uh, drăguț și știa cum să te ia mm. și știa cum să deflect uh, mm. că ăsta și în care tu ăla să hăhăi în spatele clase și să zici, băi, e prost, ea vină -mă. și cumva încep să prinzi respect pentru profesorul la tocmai, pentru că știi, nu e care sunt profesorul care zice, băi, tu să nu râzi la mine mm. la clasă și așa mai Bine, sigur că sunt avantajat, adică cine face educație sexuală e foarte avantajat, pentru că... Da. Interesant. Să nu, nu știu cum da, da, ok, nu știu cum, da, I guess. Da. E, nu că eu mă gândesc înapoi, mă gândesc înapoi. Uneori am fantezii să, uh, nu știu, să devin profesoară de franceză sau de germană, ce studiasem eu inițial și uh, mă gândesc, yo, dar cum voi putea să mențin atenția, who cares cum se conjugă verbul, like, I mean, I care because I'm a geek, but like, who cares? Like, nu cred că, adică nu, ar trebui să exersez destul de mult ca să, să schimb din, să schimb cumva macazul într-un fel. Nu, să te, nu știu dacă ai pe TikTok doamna mm. aia, profesoară de franceză, care <gătă -i> <gătă -i> aici, aici cu noi mai este și, dacă vrei să vii să zici bună ziua la, la oameni, mai este și colega Adrianei, Andreea. Da. Eu doam, da, dați și voi, dați și voi link la TikTok-ul ăla. Eu o dar să prâncetă, a devenit virală. <gângânt> dar n-am să zic de ce, dacă nu vezi de la. <gânt> da, vă rog, vă rog. Da, am început cu toții să facem așa prin casă. Oh, uh, uh, uh <gânt> le <tastatur>, uh. <gânt> da, și voi TikTok-ul la trăiescă sănătatea voastră. Bonjour. De fleurs, flori. De élèves, elevi. La classe, clasa. De parents, părinți. De rumeur, zgomote, des emoții. ce que c'est? Ce este? Bă, vorbește numai așa și e foarte simpatic. Are 122.000 de de like-uri la acest TikTok. Bravo, și facem bravo. tot ca prin casă. Oh, le <laughs> Nu știu, eu nu știu francez, dar... <laughs> Da, și eu sunt, am mai puțină flexibilitate în franceză acum, mai degrabă în germană, pentru că stau mai mult timp în Germania și uh, sunt, sunt mult mai apropiată, trebuie să. În uh, franceză am nevoie așa un pic să citesc o carte și să îmi dau un reset, mm. pentru că n-am mai locuit în Franța de... 12 ani. Iartă-mă că am tot, -am, am tot pus alte întrebări, dar nu, bagă, zile, bagă. zile la oameni pe scurt despre campanie și ce faceți specific și de ce aveți nevoie de uh, fonduri pentru, uh, pentru această campanie. Uh, da, după 10 ani de Sexul versus Barza vrem să ducem educația sexuală din online în offline, însă în școli uh, și avem toate semnalele că e nevoie și că se dorește. Primim una-două ceruri pe lună de la profesori, părinți, asociații de elevi, să mergem în școli. Noi nu avem resursele, în schimb avem planul. Planul este să uh, facem o curiculă de educație sexuală pentru școala, altfel educație sexuală, 5 zile de educație sexuală despre anatomie, contracepții, infecții cu transmitere sexuală, violență și uh, egalitate între fete și băieți. Uh, și cu astea 5 teme, să le împachetăm frumos în niște bandăluri pe care să le dăm gratuit profesorilor și școlilor și să-i treinuim să lucreze cu ele, ei la clasă întâmplă one-on-one -on -one sau vreți să le înregistrați sau cum vreți să faceți? Asta este o chestie ca un pic de detaliu unde avem două variante în minte. Vrem să avem niște planuri de lecții și pentru fiecare dintre planul ăsta de lecții să existe și un videoclip în care să trecem prin planul de lecții care să rămână resursă profesorului, dar vrem să facem și training one-on-one -on -one în caz că ei au întrebări și au nevoie de claritate. Dar, uh -huh. Super! Ce profesori ăștia care, care urmează să facă această educație sexuală. Cine sunt? Ei cu ce se ocupă? Adică sunt orice profesor sau... Până acum ne scriu cu precădere diriginți, oameni care le place să fie diriginți, că nu toți profesori sunt diriginți uh -huh. și atunci ei au o înclinație spre asta. Profesori de biologie, consilieri școlari, ne mai scriu și ei. Știm de la Asociația Medicilor uh, Școlari că lucrează cu materialele noastre, suntem în contact cu ei, deci avem deschideri. Uh -huh. Și de atât an ani tot strângem cumva aceste deschideri, cam strângem lista de aliați și ei nu se văd unii pe ei și, și, și noi îi vedem cumva... Eu îi cam văd cu ochiul minți. Îmi dau seama că este o hartă care trebuie pur și simplu asamblată și oamenii ăștia doși toți împreună și ajutat să realizeze că sunt mai mulți decât își dau ei seama că sunt. Și vrem să-i ajutăm și vrem să-i avem aproape. Adică oricum nu, again, nu ne putem noi multiplica și nu putem lua locul statului, dar există Există oameni în sistem care își doresc deja această schimbare. Și există și mulți părinți care susțin. Și din nou, vrem să lucrăm uh, alături de părinții care își vor da acordul, cu profesorii care sunt deschiși, cu școlile care sunt deschise, cu elevii care vor educație sexuală. Nu avem timp și nu avem resursele să lucrăm cu oameni care nu își doresc educația sexuală. Pur și simplu vrem să fim ajutate să strângem aliații pe care țițnicăi avem ca să putem să facem cât mai mult educație sexuală în școli. Foarte frumos. Acestea fiind zise, semnul sclamării Sexu Barza în chat. Aveți aici uh, link de la Sexul vs. Barza care vă duce către pagina lor de donații. Uh... Da, și strângem donații recurente. Asta ne-ar ajuta foarte mult cumva dacă am putea să fim susținut uh, lunar, pentru că e un proces care durează, nu e ceva ce rezolvăm într-o lună. Sunt niște relații pe care le uh, construim, pe care trebuie să le întreținem, materiale la care o să lucrăm îndelungat, pe care o să le tom uh, în bună Tățim și ca acest efort să fie susținut, avem nevoie de susținere continuă. Și, again, nu există fonduri pentru educație sexuală, adică uh, nu există fonduri de la statul român și uh, noi suntem foarte savi în a încerca să ne finanțăm munca, dar e dificil, este. Acestea fiind zise, puteți face o donație recurentă către sexul vs. Barza, selectați de aici o sumă sau introduceți voastră Am făcut și eu asta azi și vă încurajez să o faceți și voi. Și pe lângă asta, următorul stream caritabil pe care îl facem va fi pentru sexul vs. Barza. Dar până atunci, dacă vreți, să repet, să susțineți recurent lunar sexul vs. Barza și educația sexuală, aveți link în chat, duceți-vă și faceți o donație cât vă permiteți recurent în fiecare lună. De asemenea, mergeți și pe instagram Sexul vs. Barza, îl aveți tot în Tudi ko sem res klamagiseksul Barza. Da, follow aici, urgentisim Și au și TikTok pe care le-a pus sărac sau aici. Și, desigur, pentru cine nu știe, deși bănesc toată lumea știe, canalul de YouTube sexul Vexus care. Sunt foarte multe videouri actuale care nu țin atât de mult de educația, dacă vreți. Ok, nu știu dacă adolescentină e cuvântul. Z, zi, no, zi, zi, care fie, nu, care da. nu țin ca, da Care nu țin de. Care nu țin de, uh, de definiția, să zicem, educației sexuale comprehensive, așa cum noi o am aplicat-o la școală, de exemplu, dar care țin. De, să zicem, un spectru mai larg a ideii de a pune o lentilă feministă pe alte teme. Nu știu, Sexist și abuz în lumea hipster, poate vă interesează. Cum am, am înțeles ce e patriarhatul? Da, am. Uh... Părerea ta despre monogamie? Am văzut și eu câteva dintre ele, și sunt efectiv genul de conte pe care l-ați urmărit la mine, în care, uite, aici Adriana citește povești, povești despre relații, aici ieșe păreri despre uh, monogamie, în care nu așa, fiecare om interpretează cum crede monogamia, și Adriana comentează pe ei interpretările oamenilor. Deci sunt. Uh, uh, Acum sunt se face un mișto. studiu. Asta cu cum se face un studiu e cumva la cererea unui public nișat, pentru că nu prea există cercetare foarte multă. România, dar dacă sunteți studenți și vreți să știți cam cum să face un studiu și n-ați făcut asta la... A, asta a plecat, uite, asta e o problemă importantă care se leagă cumva de toate conversațiile pe care le avem. Am făcut videoclipul asta despre cum să faci un studiu și cum să faci tu un studiu pentru că au început studenți and I love them, care să-și vrea să-și scrie lucrările de licență sau de master pe educație sexuală și descriu scriu la modul Piciu este bună Adriana, vreau și să-mi scriu lucrarea de licență despre educație sexuală. Îmi dai și mie niște surse? Ceva de genul. Da. Știi? Și cumva îmi dau seama eu iau în serios și am vorbit cu mulți dintre ei uh, și mi-am dat seama că nu au instrumentele, adică nu se predau deloc uh, sau foarte puțin metode de cercetare. Da, în mă, univ cu, alea, Google formul dat la prieteni și, adică știu că ăla e singurul mod în care poți să-și uh, dar... Ăsta deja este mai sus de genunchiul broaștei. Uh, uh, ce vorbesc eu e ceva foarte, foarte basic în care cumva înțelegerea este că trebuie să faci un soi de eseu în care îți pui părerea și uh -huh. ai copiat niște chestii, etc. și cumva da. E important cum facem lucrurile, dacă vrem ca lucrurile să se îmbunătățească, și fiecare dintre noi, inclusiv în poziția noastră de studenți, tocmai pentru că, da, pot să spun câteva lucruri aici, nu știu, iartă De Ce zici? Mie mi se pare interesant domeniul statisticii personal. Da, da, um, da, deci cumva, dacă ne pasă de educație sexuală și când vine cineva la mine și spune, Adina, vreau să-mi fac lucrarea de licență despre educație sexuală, asta înseamnă că îți pasă de un subiect și că ai o anumită pasiune pentru el, dar uh, dacă pasiunea pe care vrei să o aplici subiectului este în cercetare, cumva cercetarea are o rigoare și, trebuie și, să ai și trebuie să ai tulurile necesare. And you have to be ready to do the work. Iar dacă facultatea ta nu îți dă aceste tuluri, e cool să încerci să ți le găsești. O mică introducere este pe sexul versus barza uh, și, și cumva e important pentru că fără aceste tuluri, uh, nu vei spune de fapt ceva nou. Cu toată pasiunea ta pentru educație sexuală sau pentru orice alt subiect, dacă nu știi niște chestii basic despre cum se face un studiu și anume că înainte să te apuci să faci un studiu, trebuie să fie clar că trebuie să răspundă la o întrebare, ce întrebare despre educație sexuală. Și dacă nu-ți e clar că ca să știi uh, la ce întrebare de educație sexuală trebuie să răspundă studiul tău, trebuie să vezi ce studii s-au mai făcut despre educație sexuală în România până acum, pe România, mm -hmm. care înseamnă un soi de literature review și de-abia apoi reușești să îți cristalizezi tu întrebarea care va fi cu atât mai valoroasă pentru că n a fost pusă de nimeni altcineva, o vei pune tu și îți vei face cercetarea și când vei veni cu răspunsul ne vom bucura toți și eu o să fiu prezentă și o să te aplaud. Și care va aduce și un plus și, în și va aduce un academic da. deosebire de majoritatea lucrărilor de master care din păcate, exact dacă cum ai zis din lipsa de tool sunt dar am dat un Google Form la prieten și l-am rugat pe o persoană publică să dea mai departe și a fost studiu, care adică da. eu înțeleg că aia trebuie și că aia se cere, dar na, e e puțin... Da, și pe zi care, care, va crea cunoaștere și dacă studiul tău va crea cunoaștere, va fi mult mai valoros decât ceva care nu creează cunoaștere și tu te, te vei simți mult mai încrezător în aptitudinile tale de data asta în cercetare, pe lângă aptitudinea de a pune prezervativul corect, mă opresc. <laughs> deci, dragi studenți, vedeți aici cele două video ce ce și duceți-vă și salvațiile, poate o să vă trebuiască pentru lucrările noastre de, de licență, master și așa mai departe. Un alt video care mi-a plăcut ăsta, paradoxul de a fi femei și asculta hip-hop apropo de un subiect care mi se pare și mie interesant. Totă, da, toată ideea de versuri și uh, atitudini misogine, nu e așa, din partea uh, oamenilor care cântă hip-hop, dar totuși, un gen muzical atât de plăcut și atât de ascultat și freddo. Mega, și totuși, iubesc hip-hop-ul. E foarte important pentru mine, iubesc hip hop super, super mult și m-a ajutat foarte mult hip-hop-ul. Oricum, hip hop e cea mai importantă din punct de vedere cel mai de impact în formă de artă politică, astăzi peste teatru politic, peste filme politice, peste de acord. Uh, și uh, Da, cum spuneam la început, știi cât de multă muncă este în spatele canalului tău, uh, la fel de multă muncă este și să să faci un studiu, să îți faci licența, să creezi sexul versus barza Ascult. și să studiezi în afară, să etc., etc. Și cumva bucata asta de reziliență personală pe care ți-o dă hip hop -ul. chiar și astăzi înainte eram obosită înainte să vin la tine și în mașină, înainte. Trat, au spus la, la să că se numește melodia Ninjas in Paris. <laughs> Deci, a intrat melodia Ninja în Paris și era, a fost fix ce mi-a trebuit, like literally, uh, mi-a ridicat nivelul de energie, și um, da, în, în toată istoria mea, nu ce, am și emigrat, etc., um, și a trebuit să trec de multe bariere, multe dintre ele intelectuale, uh, pentru că facultatea în afară, etc., nu e ușoară. Uh, hipopotul a fost foarte important pentru mine și în același timp mi-a dat într-una în cap, inclusiv când eram adolescentă, cumva eu cred că educația sexuală și educația despre pop culture, inclusiv, că de asta este așa popular și canalul tău și ceea ce faci, pentru că discursul critic despre uh, pop culture nu poate fi separat de fapt de educația sexuală, acolo ne întâlnim. Pe faptul că eu ascultam la 13 ani Utan Clan sau uh, și cumva puteam să rezonez cu niște mesaje despre sărăcie, trăit în, în precariat etc. și making it, uh, eu din suburbia Oltenita așa. <laughs> um, uh, și în același timp Google-ul era un soi de urban dictionary mai mai proto-urban dictionary, hip-hop dictionary sau ceva de genul ăsta, ce înseamnă chicken head girl și, și explicația era că fetele care fac sex oral și sunt niște curve oribile, subumane, o subspecie, <laughs> sunt aceste chicken head girls și eu băgam la cap a, reziliență personală, I'm the best, dar nu the chicken head girl, asta sunt niște subumane care eu trebuie să mă separ și cumva și sexismul, eu, asta e paradoxul. Apare paradoxul pentru că te scindezi ești cumva așa într-o continuă scindare când ești femeie și asculti hip -hop. Da, e complicat. Dar nu mă pot abține ca într-o relație abuzivă cu diferiți bărbați. Cu mulți. Ur următorul, următorul video. De ce era Tupac socialist? Un lucru pe care mulți de lume nu vrea să-l recunoască. Îl stați cu Tupac pe piept, dar... Da. Și violator, Da. da. Aproba, aveam... Da, nu, zi. nu, nu, să zi. Zi, zi. Mi se închidea calculatorul și uh, mi se închidea calculatorul făcusem să se închidă pe un versin ăsta de la ceva din Stagman, ceva... nu mai în mă rog, ceva. Îți schimbați ăla de la Windows. Îți pe... da, cu un <laughs> da. Aveai skin de alea de... <laughs> exact, exact, exact. Când aveam Windows XP și downloadam skin de adam Windows Vista, că nu ducea calculatorul Windows Vista. <laughs> da. Spunem despre... Ești pe un canal de controverse aici în fiecare zi, în cancelați dintr-un motiv sau altul. Spunem despre controversele tale politice. Păi, sper, fanic, o persoană ca Adriana care... Exact cum o auziți! Este un pedagog, este calm, vorbește frumos, toate cele. Poate să intre în vizorul unor personaje, precum a fost cazul cu Mircea Badă la care ne-am uitat la vremea respectivă mm. sau nu știu dacă zic scandal, dar toată chestia asta cu politicul, cu numirea ta și pormă. Da, 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 da. Acum a fost acum doi ani jumate când eu am candidat să reprezint, ai o să zic altfel, Există un proces sau diferite procese circuite pe care le pot avea o, niște propuneri o propunere legislativă în funcție de măsura în care vin din Parlament sau de la Ministere, dar uh, fiecare propunere legislativă trece pe la diferite instituții pentru unele sunt avize absolut necesare, altele sunt avize consultative. Uh, și acesta este, să zicem, procesul constituțional uh, și uh, o instituție pe la care trece fiecare lege care vine din Parlament sau de la Ministere sau aproape toate, este Consiliul Economic și Social al României, unde sunt reuniți reprezentanți ai federațiilor de sindicate, federațiilor de patronate și federațiilor de ONG-uri. Uh -huh. Ok. Uh, iar uh, fiecare cameră, să zicem că sunt trei camere, să zicem, uh, fiecare din aceste camere își trimit oamenii acolo, iar pentru camera ONG, adică a organizațiilor non-guvernamentale, pentru prima dată Ever, uh, s-a organizat în 2020 un proces de alegeri intern ONG-urilor, mm. în care au participat 800 de ONG-uri și au votat pe o platformă online și puteai să-ți depui candidatura. Și eu, pentru că sunt curajoasă, mi-am depus candidatura să reprezint organizațiile pentru drepturile femeilor uh, și am candidat cu sprijinul Coaliției pentru Egalitate de Gen, care e o coaliție de ONG-uri, în care face parte, de exemplu, și Centru Filia, care a fost prezentă aici. Și uh, am fost votată, am fost votată de 300 de ONG-uri mă trimitau în acest Consiliu Economic și Social să fiu unul dintre cei 15 reprezentanți ai ONG-urilor în, în, camera ONG acolo, la Consiliu Economic și Social. Să ne putem uita la legi din perspectiva egalității de șanse, să vedem ce legi sunt potențial sexiste, ce legi vin împotriva intereselor noastre, etc. Deci o poziție de reprezentare politică, dar nu din partea unui partid, ci din partea ONG-urilor de profil. În care dădeați avize, nu în, în care dădeam că... avize și dăm în fiecare săptămână. În fiecare săptămână, mandatul durează patru ani și eu îmi fac treaba în fiecare săptămână. În fiecare săptămână vin aceste propuneri legislative, noi le analizăm, fiecare cu lentila lui, unul economic, unul de mediu, unul antimediu, hai să defrișăm tot și să trăiască capitalismul, etc. Și da, basically dăm avize. Eu am fost votată de 300 de ONG-uri, am avut voturi foarte ok, comparativ cu alții, mulțumesc, m-am m-am foarte mult de încrederea colegilor din atâtea organizații din multe direcții. Dar mai exista un pas și anume toți cei votați, primii 15 votați, printre care eram și eu, trebuia să fie numiți de premierul la acel moment. Um, și uh, toți au fost numiți în afară de mine. Eu am fost singura care nu a fost numită. Pe considerete politice conservatoare, ă, așa, un vânt mai de la PNL aripa conservatoare momentul respectiv. Cine era? Era ăștia sau cine era? Da, cred că da, la momentul ăla. Cine era <laughs> 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 Și, scuze. și uh, cred că interimar, dar nu, numirea s-a făcut în interimar când era Ciolacu cu interimar. Mm. Nu, nu era ciola cu inter intermediar și apoi uh, a venit câțu, Da. Era ceva cu intermediar și el era în momentul ăla de la Secretariatul General al Guvernului s-a făcut această mișcare cumva. Din nou, solidaritatea a fost foarte mare și în presă și la colegii din ONG-uri și la publicul larg. Și până la urmă această presiune, când a fost numit Câțu, cumva la un moment dat, într-o seară, am primit un telefon de la el și mi-a spus că bună seara, sărăuna, v-am numit acum însemnat numirea, o să apară în monitorul oficial. Wow. Da, și a apărut. A fost o perioadă foarte plină de învățare. Uh, a <laughs> Adog diplomația. <laughs> da, îmi dau seama. Um, îmi dau seama. Și uh, da, și, și am învățat în continuare apoi, uh, știi? Organizațiile feministe nu au avut până acum niciodată această putere, și e foarte important să existe uh, acest loc în care noi putem să ne uităm la legi, chiar dacă avizul este consultativ, este încă un loc din care noi putem să monitorizăm uh, procesul legislativ și fiecare astfel de loc strategic e foarte valoros. Uh, de și, și da. Vă întreb dacă poți să le dai la oameni, un exemplu, că eu sunt cumva familia. Vă dau un exemplu, vă dau exemplu. Săptămâna asta, săptămâna asta, săptămâna care care a trecut, a venit o propunere legislativă de desfințare Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, care este... Eu care... am făcut ministerul și acum îl scot în exact. că nu mai e. Și era, era, o propunere care venea tocmai de la Ludovic Orban și încă alți doi parlamentari acum ne neafiliați, care sunt parlamentari de la Forța Dreptei, se numesc ei. Da, 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 am văzut. Dar în, în Parlament cum ar veni neafiliați. Care acum, by the way, scuze că te întrerup, ce uh -huh. și fac campanie prin Timișoara cu pliante că interzic jocurile de, interzic reclamele la jocurile de noroc. Efectiv, au văzut petiția de click și au zis, hm, o să ne facem o campanie uh -huh. pe chestia asta. Uh, ironic pentru că Ludovic Orban a fost un scandal fantastic pentru că încerca să țină cazinourile deschise în timpul pandemiei. Scuze. Așa. Mie mi-a plăcut foarte mult aia cu amantlicul lui Ludovic Orban. Da. Avem adus aminte acum. De fapt, un pet piva al meu este să citesc pe cancan.ro toate poveștile cu amantluri. Iubesc, ador! <laughs> mai eu fac și mie pe TikTok de la din, din afară. Acesta acest este Guilty of pleasure-ul meu, da? <laughs> Utilizator cancan.ro. <laughs> <laughs> nu pentru că ne spune ceva despre sexualitatea noastră la modul real, știi? Yeah. Uh, Tocmai ap 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 apropo de uh, sinceritate, onestitate și așa cumva acolo e un. Pic măsura lucrurilor. Um, da, și, și la ce a venit această propunere care venea de la niște parlamentari, de, de data asta, Ludovic Orban și, și colegii lui, um, care argumentau că Ministerul pentru Egalitate de Șanse e inutil și, uh, și cumva uh, uh, a fost făcut pentru o singură persoană, cu dedicație, pentru Gabriela fira. Eu n-am văzut care sunt tecum. Așa? <laughs> uh, nu, asta, asta era cumva, citez aproximativ din textul da, legii, nu știu dacă da. au dat nume, dar cumva da. cam asta era ideea și a fost o interesant pentru că a trebuit să mă gândesc săptămâna trecută în ce măsură este scopul meu acolo să fac eu PR ministerului, dar, da. dar, nu e scopul meu să fac PR ministerului, ministerul ar trebui să-și facă treaba, unele argumente erau, să zicem, puteam să înțeleg de unde vin unele argumente, de altfel s-au mai exprimat și alte partide, usr a avut o poziție despre ministerul respectiv. Deci cumva se poate discuta și în același timp, sigur că nu va veni trei parlamentari din opoziție să reorganizeze guvernul și nu numai asta este nu asta este hibă. Hiba mare, ci Hiba cea mare este că în, înțe în înțelegerea noastră, din uh, colaborări cu, de exemplu, Agenția Națională de Egalitate de Șanse, care este sub minister, uh, există proiecte demarate, fonduri europene luate, o grămadă de infrastructură deja creată, care are nevoie de ministerul care acum este creat și uh, a desfința ministerul ar produce un haos mm -hmm. în condițiile în care de exemplu la nivelul Uniunii Europene avem o strategie pentru egalitate de șanse până în 2025, ea va expira probabil va exista una nouă cu fonduri noi pe care noi vom vrea să le accesăm, ce sens are să desfințez ministerul și după aceea să reînființez când reapar banii mm -hmm va cam la, la nivelul ăsta ne gândim un pic la lucru și și la nivelul ăsta am argumentat eu împotriva acestei legi uh, față de colegii mei în plenul de săptămâna trecută. De altfel, destul de mult dintre noi erau de acord că nu e o idee excelentă. Și, mă rog, votul a fost nefavorabil. Cam asta e un exemplu. Okay. E cu plăcere, da. E interesant. Și eu am crescut în acest rol, în care așa să zicem, un mini... Nu vreau să spun ceva impropriu și păstrez proprietatea termenilor, dar, să zicem, e o, e o poziție reprezentativă, un mini parlamentar, așa să zicem, și e cool. Mă bucur că-ți place. De obicei, na, nu știu, mai auzit povești de la oameni. mi e zis una asta de ONG-uri care, lovindu-se cu politicul, să speriau de tot ce înseamnă politicul în, în această țară? Dacă nu discuți cu politicul, nu ai influența asupra politicului. E drept și asta că, da, corect, atât timp cât nu depinzi și nu ești presată de vreun partid direct. Da, e poziția, e o poziție ideală, cred, mm -hmm. în felul ăsta, pentru că ne reprezentăm pe noi și sunt în dialog cu toate colegele noastre din cealaltă ONG-uri care fac muncă excelentă și ele uh, și eu, de fapt, sunt doar un mesager de cel mai multe ori pentru că uh, fiecare dintre noi lucrează pe... Uh, pe chestiuni diferite, iar jobul meu este să înțeleg expertiza lor și lucrările lor și să înțeleg în ce măsură ele deja au lucrat pe un subiect care, iată, vine și la CES și atunci transfer cumva poziția lor la CES și am învățat multe și despre lucrurile super bune pe care le fac colegele din celelalte organizații și sunt și mai impresionate decât eram înainte. Un bucur, Doamne ajută. Ce, ce vreți să mă întrebați pe uh, Chiar uh... nu mă te rog, că bună ziua să vă dea Dumnezeu sănătate că am votat de pe sexul vs. Bardot, nu devin un gremlin. <laughs> întrebarea mea proastă, probabil. Nu există întrebări proaste, prieten drag. <laughs> Romantizarea abuzului și violenței există sau este doar, mă, ne-ai dat, ne dat greu de la primul subiect. Romantizarea abuzului și violenței există sau este doar o dorință de a domina sau de a fi dominat dominată? Dacă se întâmplă la relație, este violență domestică, dar dacă se întâmplă în timpul actului sexual, este fetiș. Au fost mai multe întrebări și chiar sper să nu fie le și absurde. Depinde de la relație la relație, cred, probabil este mai mult de filozofat pe subiect. Da. Dacă vrei să intrăm în... Scuze, pot să dai, dar mă interesa ceva. Cred că e un complex mai mare de idei, așadar, dar pe partea asta cu romantizarea abuzului și violenței, cred că e ceva ce... Numai când citești, I feel it in my heart, în sensul în care cred că cred că am făcut asta, nu cred că am, am romantizat un anumit tip de, ce puțin un anumit tip de atitudine sau un anumit tip de, pentru mine, în biografia mea, cred că, cred că ce pot eu să romantizez este când cineva nu mi dă afecțiune, cred, și-au un soi de withholding affection. E ceva pe care poți proiecta foarte mult ca de fapt pe orice tăcere sau pe orice rămâne privat sau ascuns. Asta este ceva din abuz sau, nu, sau, sau să zicem, dintr-un prost, prostratament să zicem, pe care îl poți romantiza cu siguranță. Altfel, da. Mi se pare interesant, mm. dar acum nu știu, poate e prea deep pentru... Dar mi se pare interesant zi, lautul asta între unde se oprește, unde se oprește cumva, nu știu, atracția, fetiș, whatever, mm. și whatever, și de începe Self-harm abuz. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Cred că e diferit pentru fiecare și situațiile pot fi așa de diferite. Cred că partea asta de fetiș versus abuz, pentru mine a, sunt așa de multe lucruri de spus, dar spun mai uh, lucruri la, care mi se duce mie gândul acum și anume, știi, cred că există și o dimensiune în care e ok să ne asumăm responsabilitatea că am vrut să încercăm ceva și n-a fost așa mișto și asta nu înseamnă că din start cealaltă persoană e abuzivă, ci am încercat ceva împreună și am fost de acord și n-a fost foarte bine și ne asumăm și... dar Asta e ceva super, mega specific. Um, da, dar poate este un pic de ajutor în situația în care, în ideea în care am discutat uneori cu um, persoane care ne-au scris și um, un, uneori pentru fete era un pic dificil să zică, băi ridic mâna, I knew he was an asshole. Um, I wanted, to, I wanted to give it a go sau înainte am fost cu niște băieți care erau mai asshole-ii așa și am zis că nu mai, dar am avut un moment de slăbiciune, I got again with an asshole, sunt supărată pe mine. Uh, nu, nu, nu că abuzul nu a existat din partea respectivului tip, uh, ci că e ok, știi, și să zici, bă, da, dar și eu am vrut să give it a go, știi? Eu, eu, există multe aspecte și în fetiș, și în relații, etc., unde pentru mine e interesant în ultimul timp această perspectivă în care și tu, ca tipă, poți să ridici mâna și să zici uh, da, s-au întâmplat toate lucrurile astea, de aici până aici am fost victimizată, asta, asta a fost nașpa, I can see it very clearly și mai văd și bucata asta în care eu pot să ridic mâna și să zic a fost responsabilitatea mea sau ceva. Și uh, asta este o aptitudine în care și eu a trebuit să să cresc, oarecum e ceva ce și eu mi-am însușit cu timpul, cum și face un pic parte și din maturizare, într-un fel? Can you relate? Zice ceva când spun lucrurile astea? Zice perfect pentru mine, cred că, zi, mă gândeam doar să nu fie interpretat pentru ceea că nu te refer la situațiile de Abuz, cum să zic, real, la situațiile în care ai existat într-o relație în care nici nu ai zis nimic, nici el n-a făcut nimic și așa mai departe. Adică nu un. Da, 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 nu e niciun fel de. Da, Nu e niciun fel de. evident, am vrut doar să. Tocmai ce am spus, e foarte important. Mi se pare interesant când, într-o ecuație complexă în care ai abuz și îl știi care el a identificat, ai situații complicate X, Y așa. Uneori mai există niște zone din astea gri. Mă interesează momentul ăsta tocmai pentru că pentru noi munca noastră poate explica așa mai bine. Abuzul e evident. Um, încălcările de limite sunt evidente. Cumva filtrele noastre sunt așa de clare încât uh, acum gândul meu se, du gândul meu se duce mereu spre lucruri un pic mai subtile și există anumite zone de gri, dar unde e interesant, sunt interesante discuții. Iartă-mă, e foarte imprecis. Nu, nu te zice scuze și pentru mine sunt... Adică de asta am și făcut mișto cu filozofele, că așa e. Filozofăm și mergem în, în zone gri pentru că, exact cum ai zis, nu are cum să există un răspuns de... N-are, n, -are, n -are. Ai, e clar, așa, așa, e clar, așa pentru că știi că e relație. Da, diferită. da, da. Și iată, pentru persoana care a întrebat, I was just going off, adică cumva mă gândeam la ce mă gândeam, poate nu se aplică pentru tine. E, uite, o altă întrebare interesantă, apropo de și de faptul că cumva ai luat în legătura asta, nu știu, cu partea legislativă sau whatever, legat de sex work. Cred că, e okay, ce să o să întrebare. Părerea legată de sexul nu este vorba de niște argumente despre puritate, ci doar că majoritatea persoanelor aleg dintre asta și sărăcie, nu pot să am o atitudine pozitivă față de OnlyFans cu om, față de OnlyFans cu gândul ăsta în minte. Dacă vrei putem să răspundem și la asta, eu eram mai degrabă curios de tot ce înseamnă sex work în România și tot, iată, griul din zona asta, mai degrabă într-o perspectivă oficială. Da. Dar ce părere ai despre asta cu sexul cu făcut din nevoie și da, știi, um, am sex, work nu face parte din experiența mea de viață, deci nu am trăit asta așa pe propria piele și cumva lucrurile pe care le cunosc sunt din lucruri, sunt din lucruri pe care le-am citit, fie ca literatură, fie ca poziționări ale diferitelor organizații feministe pro și anti-sex work de-a lungul timpului. Când eram în Franța și când am început să mă implic în feminism pentru prima dată, deci acum vreo 12-13 ani, se crea, era un resurgence așa al mișcării feministe în Franța și era foarte. M-a inspirat foarte tare pentru că am fost la o convenție națională de-a lor unde s-au întâlnit cu următorul Candidat la președinție, care deja deși, care a și devenit președinte, a fost cel de înainte de Sarkozy, nu mai știu cum îl cheamă, un socialist. Un socialist? Poland? Da, exact, cu François Hollande. François Hollande a fost la această conferință unde am fost și eu cu feministele și le-a promis feministelor că le va da un ministru al egalității de șanse. Am fost și anul următor și a fost ales, feministele l-au susținut și le-a dat acest ministru al egalității de șanse, care anul următor a vorbit. Pentru mine a fost mind blowing, aveam vreo 20-21 de ani și era gen, wow, this is. This era important să văd aceste mișcări. Și în același timp la aceeași conferință a existat un moment în care toate feministele s-au ridicat la acest și, -și au strigat, și au bătut în masă, pot să bat masă? Da. au bătut în masă și au strigat abolițion 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 care era pentru abolirea prostituție și pentru mine a fost destul de șocant pentru că nu aveam o poziție, atunci nu aveam foarte multe informații, dar ei aveau o poziție și erau așa de așarnate și imediat după acest moment am plecat în Germania, unde în Germania am lucrat un pic pe drepturile femeilor la nivel local și în Germania prostituția este legală și m-am lovit de contraargumente. Dacă argumentele erau în Franța să abolim prostituția și să pedepsim persoanele care plătesc pentru sex work, în Germania Poziția era un prim mai largă despre cum, da, dar uh, a interzice prostituția sau a aboli, a pădipsi, etc., este o formă de oprire a migrației. Okay. Și cumva este antimigraționist. Și mi-am dat seama în momentul ăla că, a, ok, e de fapt într-un fel împotriva româncelor care vor să meargă să muncească. De curând. Uh, într-un alt forum cumva uh, uh, am citit fapt, am citit poziția e o mare bullshit că se, se trăiește din OnlyFans de la o persoană care făcea sex work. E o mare bullshit că se întâlnește din OnlyFans. Majoritatea dintre noi suntem foarte precare și o muncă grea. Uh, mai cunosc poziția, nu știu, din academia. Dacă vrei să faci o uh, cercetare despre sex work ca sex workeriță, vei... dacă ești sex workeriță și vrei să faci sex cercetare despre sex work în academia, ești foarte judecată sau ce spunea, cel puțin ăsta era status quo în acum 7-8 ani. Uh, ce vreau să zic este că tu mă întrebi acum despre astăzi din România. E complicat. Nu știu, n-aș vrea să vorbesc pentru alte persoane. Cred că o, probabil OnlyFans-ul pune mâncare pe masă la multă lume și în același timp vine cu niște părți pe care unii le pot gestiona mai bine și unii le pot gestiona mai puțin bine. Pot să spun de din acolo. perspectiva, da. uite, hai să spunem din perspectiva noastră, sau nici nu, nu vorbesc despre tine, vorbesc despre munca mea la Sexul versus Barza în ultimii doi ani, de când nu am mai, m -am mai opucat eu, m-am mai ocupat eu de serviciul nostru de consiliere online, unde veneau foarte, foarte multe întrebări de la tineri, toi care se uitau pe Sexul versus Barza, aveau și întrebări și eu m-am simțit mult impresionată să răspund la aceste întrebări. În 2019 am făcut un acord cu Salvați Copiii și au preluat ei aceste întrebări. Uh, și acum uh, e cumva la noi, o să avem în curând o colegă angajată drept consilier uh, și o să răspund ea la întrebări. Dar mulți ani a fost pe mine chestia asta uh, și a fost o presiune psihologică foarte mare, care m-a dus într-o zonă de burnout și de unde eu mi-am dat seama că mult timp am lucrat ca un soi de consilier neprofesionist în sănătate reproductivă și sexuală, din cauza faptului că nu există astfel de servicii în România, așa cum poate, nu știu, colegi care lucrează pentru ONG-uri din zona HIV sau din zona LGBT mm -hmm. întâi au lucrat ca non-profesioniști până să se profesionalizeze serviciile pe care ei le oferă. Mm -hmm. Um, și um, nu știu nu pot să empatizez cu faptul că această muncă online care în parte este sexualizată pentru că subiectele sunt sexualizate chiar dacă în cazul nostru oamenii cerau realmente sfaturi, este o muncă care te rodează foarte tare. În ultimii doi ani eu am, eu am avut resursele din fericire la Asociația Sexul vs. Barza să fac un pic de supervizare care este am angajat basically un psiholog al ps psihologilor, în mod normal civilizat și profesionist, așa se lucrează orice, orice instituție care angajează psihologi, angajează pentru ei și un supervisor, ca ofurile de la clienților, ei să și le pot spune acestui supervisor. Ori eu foarte mulți ani nu am avut acest lucru. Și um, am organizat acest supervisor nu numai pentru mine, ci și pentru alți uh, consilieri non-profesioniști, în parte oameni care activează tot în online. Nu o să le spun numele, dar, uh, de exemplu, mă întreb în ce măsură, uh, sigur că tu, ești, tu spui mereu că ești mai degrabă pe divertisment, etc., dar, uh, știi, um, este cumva, într-un fel, visul meu să existe un astfel de grup și pentru vlogări, streamări, etc. Pentru că cred că suntem supuși la un stres similar. Și pentru mine, pentru că știu prin ce am trecut eu, a fost important să pun această resursă la dispoziția altor persoane despre care știam că ajută oamenii online într-un fel similar cu mine. E zici, mi se că zici perfect ceea ce zici eu personal, tocmai simțim nevoia cumva de sfaturi din zona asta de cum să, how to deal cu toată zona asta care este, nu așa, o fac 15 oameni în uh, as a job și toate cele. E un băiat în afară care tot așa are o comunitate, se numește Healthy Gamer mm -hmm. și are a pornit de la ăștia care, care erau streamer de gaming și stăteau 12 ore pe zi și să mm -hmm. jucau LOL și alte prostii și are tot așa o comunitate asemănătoare cu ATA care dă sfaturi de uh, mental health, care mm -hmm. au un target specific pentru content creator sau pentru oameni care uh, na, din zona asta de gaming și de whatever. Deci nu se pare foarte, foarte tare și da, de acord, total de acord, nu se pare special. Thank Da, e o chestiune de igienă mentală și este unul din lucrurile, a fost unul din breaking points pentru mine la Sexul versus Barza, să reușesc, știi, să fac trecerea de la a fi vlogger și să, să clarific chestia asta cu ce este această consiliere, cum ar trebui de fapt să arate profesionist și a spune, ok, dar eu de fapt vreau să construiesc o asociație în care să am rolurile pe care le-am tot numerat aici, etc., să pot să-mi dau cunoașterea mai departe și cum pot să las online-ul uh, să aibă, uh, știu, un, un loc în continuare foarte important, dacă intrați pe site-ul nostru, este în continuare cel mai, adică e foarte important, sigur, prezența noastră în online, dar face și multe alte lucruri și, în același timp, cum poate, nu numai că trebuia să-i dau online-ului un loc în asociație, ci trebuia să-i dau un loc și în mintea mea. Mm care să-mi permită să fac și alte lucruri și să-mi dea ingiena mentală da, care să-mi permită să fac chestia asta și da, tocmai din, pe punctul ăsta de onestitate cumva pentru mine e important să am grijă de mine pentru că realmente nu cred că poți fi un model pentru ceilalți despre cum ei ar trebui să aibă grijă de ei dacă nu o faci tu în primul rând și na, sunt onestă în toate videoclipurile și această onestitate înseamnă să vii bine la oameni dacă vrei să le spui despre cum să fie ei ok. Mm. Și asta cere de la mine un soi de, um, cum să spun, un soi de disciplină personală am cultivat-o importantă. Înțeleg, și eu sunt chestia asta în perspectiva de persoană publică, nu de, adică îmi dau seama că ca educator sau ca lucrător în zona asta în care trebuie să fie un exemplu pentru oamenii și mai complicat, dar eu personal o simt și la chestii de genul, nu știu, eu de ce rentuiesc despre cum am săturat de invazia mașinilor în București și cum ne poluăm și cum la ala, și tocmai din activismul asta pe această zonă mă face și pe mine cumva să mă gândesc de două ori că mai vreau să mai comand boltul sau să mă duc cu, mai degrabă cu autobuzul pentru că cumva nu e așa după ce o zici public și le zici altor oameni despre cum, despre cum ar trebui ei să facă, te începi să te simți și pocât cu tine însuți că, că nu e, cum ar zice, doctor Jordan B. Peterson, că nu e curat la tine acasă. Ne-am făcut capul calendar la oamenii Nu, nu e adevărat. Vorbeam acum cu Adriana că am văzut că ați avut o conversație mai devreme în cea despre HPV și vaccinul HPV mm. și știm că urmează să cândva, nu se știe când, există așa pe agenda cândva să se deconteze vaccinul și pentru persoanele 18-45? Eu m-am vaccinat. Foarte bine și eu m-am vaccinat. Mesajul nostru pentru dumneavoastră, dacă puteți să vă vaccinați, chiar dacă nu mai aveți 18 ani, orice vârstă ați avea, din ce am văzut eu personal, în mod evident că nu mă pricep, dar din ce citisem la vremea respectivă când m-am vaccinat, vaccinul este bun de făcut până la Basically, orice vârstă se tot avansează. Vârsta, acum câțiva ani, era, se zicea că dacă treci de 25 nu mai are efect. Mm -hmm. Urmă 35, urmă 45, acum mm -hmm. în ultimele studii practic se zice că cam când ți-l face bine că ți-l faci. Da, da, și e foarte interesant partea asta cu vaccinul. Pe lângă ce ai spus tu, mi se pare important și când spui că, deci, înseamnă tu te-ai vaccinat acum câțiva ani, asta înseamnă era in your early 20-s, ceva de genul ăsta. Da, numai și ne aveam 23, și să zic. <grijină> da, și eu m-am vaccinat în decursul ultimelor șase luni. De fapt, a treia doză chiar mi-am făcut-o acum săptămâna trecută. A fost un pic cam scump. Eu am... Este foarte scump, adevărat. Eu am plătit, cred că, ceva în jur de vreo 500 de euro, 550 de euro în total, pe trei doze. În România? În, în Germania m-am vaccinat în, eu. În România să mai cu... e... Nu mai știu cât... Când am făcut, eu țin că era gen 650, posibil să fi scumpit, o doză, și trebuie să faci trei doze. Deci ar fi undeva la... În jurul a 2000 de lei. Mm -hmm. Uite, cineva zice 2200 de lei. Da, da, da. Ok, ok. Cam asta, cam asta, da. Uh, dar Plus, da... Plus, dacă nu aveți pe... Ok, știi ce plus persoana care trebuie să vă facă uh, vaccinul pentru că nu poți să-ți-l faci singur, deci dacă sunteți... Uh, dacă mergi și vi-l luați singur din farmacie, trebuie să vă și facă cineva care de obicei este la o clinică, mm -hmm. dacă aveți pe cineva specializat în gospodăria dumneavoastră, nu este mare chestie. Da. De și... exemplu, bunicii mei sunt doctori și au făcut... Aha. Au făcut 15.000 de, de injecții la viața lor, deci... Da, mă, înțeleg că majoritatea lumii nu are această... Mm -hmm. Dacă să nu i face singur, asta este ideea. Eu am avut niște conversații interesante la medic când am fost uh, să vorbesc despre vaccinul anti-HPV. Eram cumva între doi ginecologi. Tatonam uh, un pic să schimb ginecologul pe care îl aveam. Dar m-am decis să păstrez persoana care eram și care până la urmă mi-a dat și toate informațiile necesare și și recomand și eu oarecum o, o, o vizită la medic dacă aveți nevoie pe tema asta, dacă vreți să vă informați, nu strică. Dar experiența proastă pe care am avut-o este la medicul unde tat, cumva eram pur și simplu mai aproape de mine și voiam să nu mai merg jumătate din oraș să merg la ginecolog. Și cumva uh, v-am lăsat la întrebări și întreba, am întrebat și că să nu aveți? I-am spus că am 30, 30, 34. Uh, păi și de ce vă trebuie? <laughs> Asta e cu greutățile și... vieții doamnă. Și, și ce, ce am înțeles, de fapt, ce am înțeles, de fapt, cumva, este că mă forța de fapt să vorbesc despre viața mea privată, despre viața mea sexuală, cumva. Asta era, în, spre, în, în direcția asta mergeau, mergeau aceste întrebări. Ca să găsească motivația pentru care eu aș face acest vaccin. Adică, de ce aș face acest vaccin dacă, pe hârtie, cel puțin, ar trebui să fiu într-o relație monogamă în care n-ar trebui să ai niciun risc? Ce mă trezesc eu la 34 am avut, de ani? Am avut o să... experiență identică cu un urolog, da. Uh -huh. Și cum am seama că e așa, un pic. Vaccinul pentru curve, nu știu cum să zic da, adică acest da, vaccin. Da, 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 da. <laughs> Andrei, aș deși și realitatea, cred că în multe țări, este că, bine, Mă rog, în modernitate, toată lumea, din fericire, e legal să faci sex cu cine vrei tu, în condițiile legibile. Înțeles? Nu. Dar ce vreau să spun? Da. Vreau să spun că există o libertate sexuală, avem drepturi uh -huh. sexuale care, care ne garantează o libertate sexuală. Și în același timp, cumva, cultural. Basically mă Moroala ban mărunți că de ce mă vaccinez că e clar că e ceva nu e în, uh -huh. o, în, în regulă cu mine. mi s-a părut un pic deplasat și da nu mai nu m-am dus la nu mai nu m-am mai dus la el. Pentru că asta se întâmpla în asta se întâmpla pe nu asta se întâmpla la, la Berlin. Uh -huh. wow, Vreau wow, să spun și că era din... și un medic ginecolog care avea gen nu îmi spun, nu avem. Da, am avut o experiență asemănătoare în, în România apropo uh -huh. de asta. Dar ce domne te duce așa din floare în floare? stai și tu recul liniștit ce tot atâta uh, o, o să fac un rezumat că am văzut că sunt foarte multe întrebări, parcă căutați căutați neapărat ce e a HPV, bă, uh -huh. nu putem să stăm acum să vă explicăm fiecare de asta. Uh, în momentul ăsta vaccinul pentru HPV este gratuit până la vârsta de 18 ani. Deci dacă aveți până în 18 ani, duceți-vă și faceți civil, pentru că este gratis. Dacă treceți de 18 ani, momentan trebuie să-l vi cumpărați singuri singurei de la farmacie, iar costul este undeva pe la 2000 de lei, sunt 3 doze. Există o propunere, o propunere legislativă ca vârsta să se extindă până la 45 de ani de gratuitate, pentru că are efect benefic până la... Acum se zice 45 de ani, eu personal am văzut studii care zic că și mai încolo, nu contează, este benefic și pentru bărbați și pentru femei, pentru bărbați nu are efecte atât de nasoale, dar pentru femei poate duce la cancerul de coluterin, care este motiv pentru care se moare cel mai des în da, România da, fel, Se moare din, rău uh, am, am mai întâlnit și chestia asta cu părinți care zic, păi eu de ce să-mi vaccinez băiețelu că... El nu face cancer A, da, da. Ce Fă, aia Curvele aia. fac cancer da. Curvele astea mici fac cancer Ceva de genul ăsta Și uh, da. Cred că este bine de menționat Că este cea mai răspândită uh, Transmisiune Cea mai răspândită boală cu transmitere sexuală uh... uh, nu, nu pot să confirm Din ce am eu în minte Dar uh, vom merge la surse da, Cum? pot să vă găsesc o... Mă... Bine. Nu, nu trebuie să mergem asta. acum, dar... Da, nu o să caut acum, dar este destul de răspândită și da. că este foarte probabil ca în timpul vieții dumneavoastră să contractați. Mulțumim, Şi... Lupoi de confirmare. E domnul doctor aici. Da, și din păcate asta, apropo de doctori și în România, pentru că suntem o țară conservatoare și toate cele, în mod evident că o să te lovești, și la doctor de biasurile persoanelor da. respective. Așa cum au fost toată discuția pe care am avut-o și cu centru Filia în legătură cu doctorii care refuză să facă avort, deși... Mm -mm -mm pe considerente religioase și așa mai departe. Da, pe considerente religioase și pe considerente de a judeca femeile pentru sexualitatea lor, de aici the Sea word și așa, uh, nu este cel pe care luăm noi, uh, pe care, adică nu vine de la noi, cităm cumva atitudinea, asta încercam să spun mai devreme. Vedem că multe aspecte din sexualitatea noastră sunt destul de judecate și că e destul de greu să... Da, e destul de greu să trăiești viața cu atât de multă judecată și un pic Uh, și bineînțeles că asta o simt în planul educației sexuale, asta o simt tinerii cu atât mai mult, cu cât ei au mai puține informații și mai puțin loc de întors și mai multă nesiguranță și cumva acolo este locul în care noi tot vrem să intervenim cu educația sexuală, să creăm puțină încredere. Yes. Da, este oribil asta cu prețul, dar cândva, dacă găsiți oportunitatea, do it. Da, mă rog, mergeți la un, la un, medic în care aveți încredere, dacă nu sunteți mulțumit de medicul respectiv, dacă nu vi se pare că te pupă ce auziți de la el cu, nu știu, poate studiile științifice sau ce ați mai citit, mai încercați și la altcineva. Eu cred că v-am mai povestit de mai multe ori experiențele mele cu medicii urologi din România, ceva și inclusiv și de la privat ceva. Am avut, am mai, am mai povestit mai multe ori pe cea de Da, spune te rog. Prima mea experiență în care m-am dus la uh, medicul urolog, că nu știam în altă parte unde să mă duc, nici nu mai știu, că, că era o candidoză, nu mai știu, am fost mm -hmm. ceva la 18, ani, 19 ani mm -hmm. și m-am speriat, am dat în panică și m-am dus și mi-a vrut programare și era un domn doctor de, să zic, 60 de ani, mm -hmm. uh, genul ăsta cu foarte multă experiență, de la dezbăubea, de era probabil șef de departament pe la un spital. De stat, la privat. Și uh, mi-a zis, s-a uitat ce și mi-a zis, păi, mai spală tești. Efectiv, asta a fost diagnosticul să mă mai spal. Uh -huh. Și m-a trimis acasă. Uh -huh. Și am dat 300 de lei la Regina Maria sau cu era pe vremea ca să-mi zică la să mă mai spal. Uh -huh. Da, și mi-a ceva alifie și să mi zic să mă mai spal. Uh -huh. Da, aici suntem ca idee. Și toate experiențele au fost asemănătoare cu urologi din România. Da, pentru noi uh... Asta este una dintre lucrurile cele mai dificile de făcut, cum reușești să îi ajuți pe oamenii care se uită, de exemplu, la sexul versus barza sau care vor primi, poate în best case scenario, un pic de educație sexuală la școală, cum mai ajuns să facă pasul spre serviciile de sănătate. Adică, nu numai să le zici folosește prezervativ, etc., ci să le spui, mergi la medic dacă ai o problemă. Mm -hmm. Ori asta, e, tinerii sunt extrem de reticenți și și serviciile sunt, cred, înfricoșătoare pentru cineva. Cumva trebuie să te călești în a da plicul, a manageria, când cineva nu se poartă foarte drăguț cu tine. Fără chiar am avut o, o situație de sănătate la București zilele astea și am primit îngrijire foarte bună la un loc unde am fost, deci uh, nu spun că sunt, sunt oameni foarte mișto peste tot, dar uh, eu cred că există circula aceste povești, uh, Asta vreau să spun, există aceste povești și noi simțim un pic această presiune din familie că a merge la medic este ceva complicat. Mm. Și um, cumva fix în zona asta în care îți doresc să fii autonom pe partea de sănătate sexuală, se amestecă și dificultatea din sistem și cu rușina de a merge la medic și basically oamenii refuză fuză în masă să meargă la medic uh, și preferă niște servicii online, uh, într-un fel au apărut niște sturțocămile așa cumva, oricum și există uh, mai multe probleme. Nu este digitalizat sistemul de sănătate unde ar putea să se întâmple niște chestii mai ușor, să-ți primești mai ușor rețeta pe mail sau whatever într-o platformă. Nu se întâmplă chestia asta, oamenii comunică pe WhatsApp. Dar pentru că există această comunicare masivă pe WhatsApp sau pe servicii whatever online curente, neorganizate, au început și consultațiile să se întâmple în felul ăsta. Pe și toate astea private au, nu așa, consultări în clinica virtuală. A, așa, ok. Uh, și, uh, și, în, și, și pentru că se întâmplă chestia asta, este o fugă de responsabilitate, din punctul meu de vedere, o fugă de responsabilitate a serviciului respectiv, dar este și o fugă a pacientului de a se confrunta cu vizita la medic. Ori în planul sănătății sexuale, cu atât mai mult se întâmplă fuga asta și cu atât mai mult doresc. Adică, exemplu, unele dintre, una dintre încălcările curent să zicem de limite din serviciul nostru de consiliere, este tocmai când uh, la care e un pic dificil pentru noi și colegele care s-au ocupat de chestia asta uh, sunt pur și simplu se confruntă cu asta, basically. Se confruntă cu dick pics, clit pics în care uh -huh. oamenii așteaptă sau își doresc să le fie diagnosticat o problemă de sănătate sexuală de la distanță, tocmai pentru că refuză să meargă la medic și... Bine, sigur că lucrurile sunt acolo complicate. Unele din acele Dick pics, Click pics sunt un uh, pic prea sexy pentru, <laughs> pentru vizita la medic. <laughs> uh, dar uh, este și, adică, știu uneori sunt niște săbii cu două tăișuri, așa cred că sunt. Dar uh, de cele mai multe ori, pur și simplu este vorba de oameni care sunt îngrijorați și uh, cred că mulți dintre noi avem pur și simplu în copilăria, adolescență, experiența de a ne fi încălcate limitele. și... Și uh, uh, ei nu vor să meargă la medic și în același timp uh, încalcă și ei limitele altora și ruin prea mult. Și sunt așa de multe lucruri de reglat și de o grămadă de fine tuning de făcut, uh, din asta rezultă dezvoltarea mai bună de servicii, din asta rezultă din nou cum te întorci la oameni și le vorbești despre limite și în același timp încerci în, în continuare să-i deservești. E foarte complicat într-un fel și uh, ne facem foarte multe gânduri cu privire la munca noastră. Uh, de asta o că atât mai mult când avem o idee din asta unde ne este foarte clar ce trebuie făcut, de exemplu ne este foarte clar că vrem să ne uh, Aliniem cu profesori și părinții care sunt de acord cu educația sexuală și vrem să strângem bani pentru educația sexuală în școli și de asta facem această campanie. Pe multe alte subiecte este un work in progress, unde suntem în diferite puncte de a ne da seama ce intervenție sunt, e mai bună, unde ne creăm claritate, cred că e la fel pentru noi și pentru oameni din alte organizații, ne creăm o claritate și în zona de dezvoltare servicii și în zona de ce politici vrei să împingi, îți creezi această claritate tot luând informații cumva. Da, pentru că până la urmă sunteți o mână de oameni, nu o corporație care poate să aibă 15.000 de departamente care se ocupe de fiecare subiect al conceptului de educație și de sănătate sexuală. A întrebat mai multă lume de-a lungul, de lungul stream-ului dacă aveți nevoie de uh, voluntari. Da, e o întrebare bună. Um, cred că până acum nu am fost chiar genul de organizație care să aibă nevoie de voluntari, uh, în sensul în care a fost important pentru noi să stabilizăm niște lucruri pe care vrem să le facem și vrem să le facem serios. Partea de educație online, asta era mai clară. Partea de consiliere online, am spus că am profesionalizat serviciul și vrem să lucrăm cu profesioniști, tocmai pentru că e important să asigurăm un serviciu de calitate. Și aici cred că cumva e ceva ce trebuie să se întoarcă la oameni. De exemplu, sunt mulți oameni care își au fantezia să lucreze drept consilier la sexul versus varsa pentru alții în ideea în care vrei să-i ajuți pe alții. Uh -huh. Ori credința mea personală, și ceea ce respect foarte mult, ori credința mea personală este că nu poți fi consilier dacă nu ești consilier. Cumva pentru mine există domenii în care vii, să spun, transversal sau vine dintr-o altă direcție și te specializezi și există domenii unde chiar trebuie să faci studiile respective ca să poți să asiguri un serviciu la anumite standarde. De Or, tot, noi nici tot. nu avem servicii de sănătate reproductivă, de considere în sănătate reproductivă și sexuală în România ca formare, la fel cum nu avem nici pedagog în sexualitate ca formare, ceea ce e o meserie în alte mm -hmm. țări. În Germania de exemplu studiezi uh, asistență socială și în timpul facultății studiezi și pedagogia sexualității și astfel devii pedagog în sexualitate. Mm -hmm. Sau uh, studiezi asistență socială și în același timp te specializezi în consiliere în sănătate reproductivă și sexuală, care e un pic o altă, un pic mâncare de pește. Uh, eu sunt atentă la lucrurile astea pentru că dacă nu facem lucrurile cu atenție nu, nu vom mai ajunge la măcar pretenția de a cere aceste servicii la modul general în România până când ele să fie create. Um, și de asta cumva ezităm. Cred că Sexul versus Barza o să aibă nevoie de voluntari curând la un moment dat, dar ne-am dorit să implicăm lumea într-un fel în care să aibă sens pentru toată lumea și să protejeze oamenii pe care încercăm să-i ajutăm, nu să, să le facem rău no. într-un fel. Um, Are perfect sens. Da, și asta nu e deloc dintr-o zonă de gatekeeping, ci într-o zonă în care sunt la fel de strictă cu mine, e motivul pentru care m-am trimis eu pe mine să fac o master în sănătate publică la Berlin și am investit Multă muncă în asta, nu pentru că voiam neapărat să fac asta, ci pentru că dacă le spuneam oamenilor că am studiat uh, literatură și niște pedagogie, e, mă întreba, dar care-i treaba ce vrei tu cu educația sexuală? Ești medic sau ceva de genul ăsta și aveam nevoie de un întreg studiu de medicină ca să fac educație sexuală, dar era clar că trebuia să studiez ceva din această. Arie uh, din această zonă ca să pot să stau în fața oamenilor cum stau în fața voastră și să vă spun că eu stau în fața voastră ca specialist. Are sens perfect. Da, e, e important. Eu am simțit că lucrul ăsta e important. Este și motiv pentru care, de exemplu, eu nu am vorbit și evit să vorbesc despre viața mea privată, tocmai în ideea în care fui în business și dacă este vorba despre normalizarea educației sexuale ca branșă, ca. Uh, ca domeniu de studiu, um, atunci este vorba despre... E, e vorba despre acea materie, e vorba despre acea specializare, e vorba despre cum te profesionalizezi și nu este despre personal, nu e despre Adriana, nu e despre... It's about the thing. Uh -huh. um, și uh, e o altă chestie la care, care ține... Uh, unde e nevoie de un anumit tip de disciplină personală, pentru că e foarte sedactiv să vorbești despre tine. Cui nu-i nu place? Da. <laughs> nu place să vorbească despre el? Uh, și uneori privesc cu jind la, uh, la această posibilitate de a trece din personal în în profesional, pentru că atunci când ești entertainer mai degrabă poți face lucrurile astea, ori eu simt că există o plajă un pic mai îngustă pentru mine și care în același timp cumva limitează și conținutul, etc. Mm -hmm. um, vine. Mai ales când nu e așa tot domeniul ăsta te vede ca pe această reprezentantă de bază care nu, nu poți să zici da, nu, înțeleg ce vrei să zici, pentru că altfel se nasc genul de scandaluri de tip uh, mic Badea și alte prostii, da. Da, da, da. E destul de... Sau, sau, cel puțin cu genul ăsta de responsabilitate am venit eu la lucruri. Uh, dar tocmai aș... de asta este important să fim mai mulți, pentru că at atunci când se normalizează uh, conversația și oamenii au... văd că la nivel de valori, cumva, ne regăsim mai mulți, e presiunea pe fiecare dintre noi un pic mai mică. Știu că sunt și oameni sub 18 ani în chat sau... Aoleu, duceți-vă la curs. Sau oameni... <laughs> zi, A fost 18 plus toată chestia asta, disclaimer! <laughs> sau oameni care au prea whatever, sub 18 ani. Da. M-am mai lovit de întrebarea cum să-i conving pe ei mei, mm. știi, și din perspectiva de adult pentru fratele meu mai mic sau și mm -hmm. din perspectiva de om de 17 ani să am văzut chiar asta chiar chiar din aur cum să-i convinc să mă las să-mi fac vaccinul HPV sau cum să-i convinc să îmi semnez aia de pot să mă duc la educație. Ok bine e clar că nu mă urmăresc copii de clasa 8 -a, dar nu știu, poate au rude, de cum se face discuția asta cu părintele mm -hmm. că nici să nu manipulezi. Asta mm -hmm. să poți să faci să înțeleagă mm -hmm. un om care a crescut într-o generație de nevoia ta de om de om din această generație? Da, da. Uite ce e interesant acum că că legea la, arată în felul ăsta, într-adevăr, va apărea această. și noi vom ajunge cu această ofertă susținută de voi de educație sexuală în școli. Uh, um, va apărea problema. Uh, mami îmi și mie să merg la educație de, sexuală. Da. Uh, și mi-aduc aminte de o fată care ne-a scris și ne-a întrebat, apropo, se legă toate aceste teme, ne-a întrebat uh, există cumva HPV, vaccin anti-HPV pentru virgine și pentru nevirgine? Pentru că mama mea îmi spune să zic dacă mai sunt virgină sau nu, ca să știe doctorul ce wow. vaccin anti-HPV să fac. Wow. <laughs> apropo de manipulări, și aici nu există un singur vaccin, nu există pentru virgine și pentru nevirgine. Există <gântu -te> și, și, și aici... Obsesia părinților cu ochii. Okay, da, da. Și aici cumva există, există în schimb un test și aici nu vreau să spun prea multe că nu vreau să fac greșel dar um, există un, un test pe care în funcție de recomandarea medicului, că de asta e importantă o, o discuție cu medicul, în funcție de recomandarea medicului o poți face înainte să faci vaccinul. Uh, un, un soi de test... O, un soi de testare cu privire la tulpinile deja pre, prezente care e relevant pentru schema ta de vaccină, etc. Uh, asta un pic pe tematica virgin-nevirgin, dar, dar nu există un vaccin pentru nevirgine și un vaccin pentru virgine. Și da, este foarte delicată conversația. E ca orice conversație despre autonomie, despre autonomia economică, despre autonomia personal mai mare, sunt niște conversații care apar cumva în adolescență când ești tânăr adult. Cum se întâmplă desprinderile astea oarecum de părinți în care tu spui ce-ți dorești și ce consideră că e mai bine pentru tine și, și în, în ce măsură ar trebui să fie respectată lucrurile astea sau, sau cum poți, la modul ideal, sunt respectate pentru că ești crezut. E cam feminist cumva. Femeile istoric au fost într-un minorat, erau minore în fața legii, de-aia istoric, cultural, ne e greu să credem femeile pe cuvânt pentru că credem că știm noi ce e mai bine pentru ele, pentru că mm. ele erau minore, noi eram minore în fața legii, așa cum există în continuare multe țări în care femeile sunt minore în fața legii și nu au dreptul, nu știu, să nască un copil și să ducă să și înregistreze singure, trebuie să Înregistreze tatăl, etc. I don't know. În această situație se găsesc și minorii adevărați, adică copiii, și aici de asta vorbim despre infantilizarea femeilor, etc., în feminism, pentru că e același tip de mecanism în care nu recunoști, basically. Nu recunoște autonomia cuiva și nu recunoște faptul că această persoană este, poate să decidă pentru ea însăși. Mm. La fel cum pentru femei este dificil să ridice mâna și să zică, hei, I'm a whole person și e și un pic, te simți tu prost să zici, dar trebuie să zici și cam asta este lupta. Așa este și pentru adolescenți de la un punct sau pentru tineri de la un punct. Există acest moment în care, da, uneori părinții nu recunosc asta în tine, nu te văd as a whole person și um, trebuie să există un soi de forță interioară pe care trebuie să, o, să reușești să o găsești ca să îți afirm această nu numai personalitate, ci acest eu în care ai nevoie și ele trebuie validate și simți nevoia să spui asta aparținătorului tău. Uh, și da, validarea, dacă tu simți că ai nevoie de educație sexuală, validarea corectă ar fi să spună, ok, cu cine? Păi cu atâta, vreau să știu ce se întâmplă, ce se discută acolo, că sunt și eu curios ca părinte. Păi uite, ne-au zis că se discută asta, asta ar trebui să fie transparent. Mm, Noi vom face lucruri acolo. transparent. De fapt, ele sunt transparente pe sexul versus barza de 10 ani. Oricine poate să știe ce educație sexuală facem Și apoi ar trebui să există o conversație. Best case scenario ar trebui să există o conversație. Dacă nu există o conversație, ar fi cool dacă părintele ar putea să spună, foarte bine că vrei să te duci, sună serios. Uite, pentru mine e greu să discut cu tine despre asta. De asta n-am discutat până acum. Dar dacă te duci și vrei să vorbim despre chestii când te întorci de acolo, ți-a atras ceva, atenția, putem să vorbim. Sau du-te și sexul face parte din viață. Du-te, semnez, hai! A, A mine e un caz fericit dacă măcar îți zice hai, du-te, lasă-mă. Și ce mai venit? Și cu prevenția împotriva drogurilor. Hai că semnez și asta, hai, du-te! Da, 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 da. Așa, de, cumva poate să fie și asta suficient. Dar, da, cumva, uite, vezi campania noastră, noi, în, în mesajele pe care le-am creat, ne-am adresat părinților și părinților le spuneam invers, din perspectiva inversă, spuneam, ți teamă că va rămâne însărcinată și ei e teamă fata ta are nevoie de educație sexuală. Se mm. teamă că va deveni tată prea curând și lui e teamă, băiatul tău are nevoie de educație sexuală. Cumva, aici trebuie să se întâlnească conversațiile unde cred că aducem împreună părinții și copiii să știe că amândoi, că ambele părți au aceleași temeri, de fapt, oarecum. Eu vreau să fiu în siguranță, vreau să fiu fericit, vreau să am o viață ok. Și părintele meu vrea asta. Plus că mai există niște leere de judginess și așa, asta este partea a doua, dar dacă noi ținem unul la altul și scopul este ca eu să fiu ok și avem acest interes comun, poate ne putem întâlni pe acest interes comun și restul sunt numai niște vulnerabilități personale, diferențe de generații care sunt secundare față de faptul că ținem unul la celălalt și amândoi își doresc să fim bine. Mi se pare un point foarte, foarte bun ceea ce ai zis, la care nu mi-a cu priminte ideea asta de... Adică mă și din și din textul campaniei voastre, dar ideea asta de asta este bine pentru noi ca oameni care ne iubim între noi, pentru că până la urmă despre asta e. Da. Nu? Adică, tu nu mă lași să x pentru că ți-e frică că o să mă rănesc sau ți-e frică mm -hmm. că o să îmi bagi aia neomarxisme în cap sau ce alte prostii mm -hmm. au mai auzit pe la TV în timp ce mie mi-e frică că mm -hmm. poate să întâmplă ce ce înțelegi la vârsta respectivă din uh, faptul că rămâi uh, însărcinată ca femeie sau whatever. Da, what's the bottom line? Poate pe asta puteți să vă întâlniți cu, cu părinții voștri dacă există această înțelegere. Sigur că nu unii nu au acest privilegiu, din păcate. Cine Pornul nu, am este zis, porno nu este educație. Pornul nu este educație. Te-am zis că apare, nu? Apare. Porno nu este educație. Da, asta îți face la educație sexuală, prieten, drag. Se pune, se pune pornache, dar de la de care nu găsești, se pune de la premium, de care tu nu poți să ții, că nu-ți dă mai cât a cardul. Se pune asta îți face la educație sexuală. <laughs> porno. Și să te plângi că nu găsești, că nu găsești clitul la 30 ani, da. l ar pierdut, unde l-ai pus? Nu? <laughs> Evazivul clitoris. <laughs> Da. Uh, uite și aș vreși de discute despre, despre filme porn. Mi se pare interesantă. Știu că tu ai mm. abordat-o de 15.000 de ori la tine pe, la tine pe canal. Îmi să cineva mai devreme. <gântu -i> se pare funny cumva din punctul meu de vedere, dar foarte legit. Că a găsit în istorie cu nu mai știu rudei minore foarte mici mm. uh, videouri uh, video pornografice și ce să facă mm. în privința asta. Uh, acum, Ana, nu știu dacă... Ce, fac, 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 ceva, fac, da? fac, fac un, un uh, cerc așa foarte lung de la povestea în care am ascultat Ninjas in Paris la mm -hmm. hip-hop și uh, Kanye West, care, mă rog, The Late. <laughs> Săracul, Kanye West, era mare fan Kanye West acum, și dificil. Fel, din uh, <laughs> E greu, așa, dar da, uh, -am, ce... am dat jos cu el din spate. E greu, e greu. Da. Sunt multe vinde videoclipuri sexul vs Barza au un poster în spate care sunt, este, uh, este posterul din vinilul de la My Dark Twisted Fast da. Așa, în fine. Da. Știi, mi s-a părut interesant, mi s-a părut că el a fost cineva care a vorbit foarte public despre, mă rog, în înțelegerea lui, nu, acum, nu, nu intrăm în înțelegerea lui, dar mi s-a părut interesant că a vorbit despre, public despre faptul că a văzut că, când era foarte mic imagini pornografice. Și că au rămas cu el foarte mult timp, au rămas cumva imprinted și că vizual și personal au influențat foarte mult uh, și într-o măsură în care, pentru el personal, nu spun deloc că asta se va întâmpla, dar a dezvoltat un kind of porn addiction sau ceva de genul ăsta, dar și estetic, unde eu înțeleg că estetica lui Kanye este ceva între figura clasică, but with the cu sânii mari și cu fundul mari, Știi ceva? E așa un soi de Pamela Anderson meets David, ceva de genul ăsta. E o chestie în asta. Um, și um, mă interesează asta în măsura în care pot eu evalua cum pentru mine pornografie pe la care am fost expusă sau la care am avut acces în copilărie, în ce măsură aceste imagini au rămas cu mine și mi-au influențat sexualitatea adultă sau sexualitatea incipientă. Și eu mi-aș răspunde mie că îi văd niște conexiuni, eu am putut să le fac de-a lungul anilor și acum, fără să am studiile la îndemână, văd că cumva există o... pentru mine este o chestie validă și poate un fel neprofesionist vorbim despre lucruri, deci vorbim în momentul ăsta strict personal. Pentru mine există o validitate a acestei influențe, a pornografiei um, și uh, cred că unele mesajele le luăm un pic mai conștient, unele le luăm un pic mai puțin conștient și cred că ele vor fi mai, cu atât mai în inconștient cu, a, cu cât vârsta la care consumăm, pornografie este mai mică și uh, din fericire cred pornografia de astăzi este un pic mai, mai diversă decât era când eram noi mici, când era destul de clar care sunt rolurile de gen și cine-i submese și cine nu-i submese, mm -hmm. și uh, cum, nu știu, ori femeia era mai submese decât bărbatul, iar inversarea rolurilor era un fetiș, etc. <laughs> era, era foarte clar cum stau lucrurile și um, cum ar trebui să arate sexualitatea, cum ar trebui să arate un act sexual și, din păcate, noi vedem în conciliere, uh, știi, temerea asta, oare sunt însărcinată? Oare sunt însărcinată? Ăsta poate avea o bază extrem de diversă, inclusiv una în coerciție sexuală, în care nu ai putut să alegi lucrurile chiar așa cum ți-ai dorit tu și lucrurile au mers într-o direcție tocmai pe care nu ți-ai dorit-o. Yeah. Ori cred că aceasta e, e posibil pentru fete, cred, să integreze acest rol submisiv în care nu își pot ce puțin la începutul vieții sexuale, nu pot spune tot ce își doresc uh, în sexualitate, tocmai pentru că ăsta este modelul vizual pe care mm -hmm. l-au văzut, pe lângă semnalele pe care le primesc într-o societate misogină, că ele sunt mai puțin importante, etc. Eu voiam să completez cu faptul că uh, și mie mi se pare, adică apropo de uh, omul la care se aștepta să, zi, să zicem că filmele porno sunt diavolul și așa mai departe, și eu sunt de acord și mai de chestia asta de mai multe ori că este o limită de la care dacă treci, sunt total de acord putem să vorbim despre dependență, nu știu eu de acord de există Există și literatură de specialitate și în medicină și toate cele de uh, dependența de uh, filme porno și eu ca adolescent am uh, zi. Am uh, tras ponoasele uh -huh. uh, faptului că mă uitam la prea multe filme porno și lucrul pe care l-ai zis este unul dintre uh, dezavantajele uh, urmăririi de filme porno, mai ales alea de pe vremea noastră făcute profesion profesionist, în care avea același film porno All Over Again, în care exact ce ziceai, știi? Femeia submisiv, bărbatul care trebuia să aibă penisul de X centimetri și nu mai puțin, care făceau sex în cele 8 poziții aprobate de studiourile respective, fără romantism, fără toate cele. Lucru care m-au afectat în momentul în care am început să, să experimentez în viața mea sexuală, pentru că credeam, nu așa, și asta crede, cred eu, foarte multă lume care se bazează din lipsă de altceva pe filmele porno ca educație sexuală. În mod că te afectează în momentul în care Atinge viața sexuală. Măi, mesajul era, cred că poate să fie nociv, cu siguranță. Uh, urmăritul de filme porno în draci Dar, da. exact și că textul care... și viața nu sunt în niciun caz ca în filmele porno în Nici, adică sure, în zilele de astăzi sunt și uh, studiori de filme porno mai uh, etice, mm. mai uh, care încearcă să exploreze mult mai mult uh, ideea de romantism sau de uh, sex cu, uh, cu partenerii de același sex și mai departe. Niciodată nu o să fie cum este într-o producție cinematografică, la fel cum nici viața noastră de zi cu zi nu este ca în producțiile de la Hollywood făcute să vândă și să genereze clicuri și toate cele. Dar în același timp eu cred că e important de menționat că este trop din pornografie care sunt transferați în altă, în, în, în altă parte a culturii pop, adică motivul pentru care trapul are așa mult succes este pentru că are niște versuri foarte sexuale. Mie îmi place sau pot aprecia trapul pentru că trapul este sexy și poate să fie nice sexy și cred că e și foarte atrăgător pentru că vorbește într-un fel liber despre sexualitate. Ori tinerii apreciază mm -hmm. asta, tocmai într-un context în care nu poți vorbi Altfel, e un debușeu, uh -huh. trapul e foarte sexual toată lumea can relate cumva nu știu, cred că chilafonica a dat un interviu de curând în care a spus: lumea se masturbează pe muzica mea sau ceva de genul ăsta, ai it, adică cumva e, e sexy trapul, mm. și în același timp trapul reproduce um, imagini din pornografia asta de care vorbeai tu clasică, nu știu, citez, îmi face o muie până se neacă, etc. Adică genul ăsta de uh, imagini care sunt standardizate și se standardizează, deși ele sunt sau pot fi sau pot avea valența unei forme de violență sexuală. Și asta este cumva zona periculoasă de care vorbim puțin. Um... Da. O grămadă de lucruri despre care putem vorbi despre educație sexuală și la școală, dacă donați pentru noi la Asociația Sexul versus Barza pe sexul vs. Barza. Ro, slash donează și ne ajută donațiile recurente pentru că nu se creează lucrurile astea într-o lună, ci în multe luni de muncă. Yes, aveți linkul în chat, se numește la Sexul Barza, găsiți, găsiți site-ul oamenilor la Sexul versus Barza. Puteți să faceți o donație recurentă aici, la sexulvsbarza.ro slash donează. Uh, am făcut-o și eu de astăzi și pe următorul string caritabil vom strânge și bani pentru Sexul vs um, Puteți să le dați un follow și pe uh, Instagram, puteți să le dați subscribe pe YouTube uh, sau pe TikTok mai nou. <laughs> Bine, chat, ultima șansă dacă mai vreți să mă întrebați ceva pe Adriana Uite, am mai întrebat oameni și am mai întrebat cineva acum de alte resurse de educație sexuală pe care le pot accesa oamenii, nu știu, mm. poate cărți, filme, habar n-am, poate ceva ce ți-a de mână, ce ți-a plăcut, da? ce e ușor accesibil. Da, mă gândesc. Uh... Sau conturi de social media. Da, bine, vedeți că aveți determinat canalul Andrei până să, până să mai departe. <laughs> da. Joc să stai încă o dată, vreau să, vreau, să, vreau, să, vreau să dau un mesaj de apreciere pentru canalul Sexul vs. Barza, care, gen de 10 ani aproape, iată, 10 ani, uh face videori despre uh, educație sexuală, sănătate sexuală și nu numai. Uh, Duceți-vă și uitați-vă, mi se pare absolut criminal faptul că nu au mai multe views aceste videori. Uh, sunt 100%, <laughs> sunt 100 sigur că v-ar plăcea conținutul Adrianei. Eu personal l-am urmărit de-a lungul vremii cu foarte mult drag, mai ales, uh, dar again, nu este doar educație sexuală, sunt și multe uh, videori despre... Tot felul de subiecte, discuții. Exact ce ziceam și mai devreme, ăla cu sexism și abuz în lumea hipster mi a plăcut, mi-a mi foarte tare. Și ala cu uh, paradoxul dintre a fi uh, feminist, feministă și uh, a fi fan hip-hop. Da, subscribe și uitați-vă pe acolo și mai treceți după și la alte resurse. Avem și alte resurse pe care să le treceți după. Mulțumesc tare mult, Silvia. Nu e pentru ce. Eu îți mulțumesc că m-ai ajutat și pe mine să mă educ uh, uh, din acest punct de vedere în, uh, în jurul vârstei de whatever. 18 pe 20 de ani. Da, mulțumim foarte <fixi> mult Adriana de prezență. Toți pe Gregos, mă bucur spre tare că ne-am văzut. Și eu mă bucur. I really, I really, I really... Și eu la fel. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mulțumim tuturor că ați fost alături de noi.